V-am pupat, v-am cuprins. Mult sănătate, prieteni! Hai noroc, prieteni, și bun găsit la internetul Grăiește! Noroc și bine v-am găsit într-o seară de vineri tradițional și săptămânal. Noi venim cu emisiunea care se uită la Moldova de departe prin internet. De-am s-ni scuzați că n-apăm jeif, că n-aduși, ne uităm de departe la țara noastră, dar o să avem noi astăzi timp să discutăm și despre asta. Ce mai faceți? Cum vă simțiți? Care-i starea de spirit? Ați auzit că noi am rezistat această stare de urgență. Și iată ne ajuns deja la 60 de zile expirate, Andrei. 60 de zile. Cât de repede a trecut timpul ăsta? Oh, Nata. Ai observat? Vrei să vorbim despre timp? Da, de ce nu? Parcă mai ieri eram în parc cu Radu Stan. Pornim magnetofonul, trei sud-est, dansam în fața catedralei, ai plecat și multe nopți am plecat. Eu urmează să tu să înțelegi emoția prin care am trecut. Okay, ai plecat, stai un pic, fără niciun cuvânt. De ce ai plecat? A plecat în noapte fără niciun cuvânt. Da. E o diferență mare de vârstă totuși. Dar tu nu sperai că după această perioadă de 60 de zile e ca gata, fix cum o zis, apropo. Eu zis pe data de 19 și astrologii de la Accent TV au zis pe data de 19 și mai azi dispar virusul sau să apară vaccinul, una din două. Tu nu sperai că n-a să mai vorbim despre coronavirus. Stai, în primul rând noi n-am ajuns până la 19. Tu știi câte se pot întâmpla în câteva zile, Andrei? Da, eu am văzut un film cu Bruce Willis. Rămâneau bucval 10-12 secunde până la final, dar el schimba situația radical. Așa? Nu știu dacă ați văzut filmul așa. Dar noi mai avem încă 4 zile până la prognoza astrologilor și eu cred că noi n-ar trebui să renunțăm, mai ales când prognoza e așa de optimistă. Dar știi, eu am participat la un experiment la cei de la Moldova.org, am răspuns la o întrebare, ce mi-aș spune eu-ului meu în ianuarie 2020. Da. Tu te-ai gândit ce ai drept? Te-ai întâlnit cu Nata Albo din ianuarie 2020 și ai pregătit-o cumva pentru ceea ce este acum. Pentru că noi chiar și în aceste 60 de zile am trecut prin valuri emoționale, sociale, sanitare, de care vrei. S-o pregătesc pentru ce? Eu trăiam așa. Eu aveam carantina asta de 7 ani, Andrei. Da? Da. Dar ieși tu cu masca, asta nu te deranjează, n-ai impedimente, n-ai... În primul rând, uite, dacă noi ieșim din casă o dată pe săptămână. Nu ți-e dor de călătoriile săptămânale în Hawaii? Măi, de ieșit în general cu familia la un localaș, ceva, de mâncat ceva bunișor, mi-e dor. Și cred că dorul ăsta se va înteți pentru că urmează, încă nu se știe cât timp să rămână aceeași stare de lucru. Tu ai alegeri, tu ai McDonald's, ai Subway, ai câteva restaurante foarte faine care activează. Da, mersi. Dar noi, în schimb, acasă gătim. Gătim foarte gustos, copiii gătesc, noi gătim, ne organizăm așa seri culinare cu niște năut acolo la oală. Așa că eu cred că, așa cum menționasem, nu știu încă pe unde, știi, probabil că formatul mersului în localuri, în restaurante, el se va schimba radical pentru, nu se știe, ce perioadă de timp. Eu deja am văzut reportajul cu restaurante care instalează bariere din astea din plexiglas la masă. Dar eu pot să spun mai mult decât atât. Deja au început să apară designuri moderne pentru restaurantele noilor vremuri post-coronavirus. Eu am o propunere pentru restaurantele care sunt family friendly. Atât tu vii cu toată familia, instalați plexiglas nu doar la o masă, respectiv vis-a-vis de cealaltă masă, de ceilalți oaspeți care vin, dar chiar și între părinți și copii. Da, s-ar fi pentru o idee că eu de câțiva ani n-am haină curată în casă, restaurant, acasă, dar eu simt că eu am nevoie în general de un costumaj de plexiglas. Serios, nu e că nu-i o haină care să nu aibă o pată de, cum se spune în românește, jăroček. Nu, asta e în poloneză, jăroček. Care vine de la Sărocek. Tu știi de Stanislav Jăroček, un mare, mare scriitor. Nu. Mare. Mare. Da, Stanislav Jăroček. De fapt, e din Cehia, scuzați. Mai pe scurt, vă dăm idei, dragi designeri, dacă ne urmăriți. Între timp... Horeca în continuare caut soluții și pornisem să-ți spun că chiar dacă restaurantele nu vor mai fi așa cum au fost înainte și oamenii nu vor mai considera asta o plăcere similară ca pe vremuri, se pare că chef on call ar putea să devină o profesie foarte populară când oamenii se adună la ei acasă, cheamă prietenii la ei acasă și cheamă un bucătar.
care se ligătească acasă. Dar dacă oamenii care se adun la ei acasă sunt bucătari, apoi nu mai cheam pe nimeni, nu mai au nevoie de bucătari, singuri își gătesc, singuri mănâncă, singuri spală vasele. Da, dar ideea de ieși din casă și călătoriți și atmosferă schimbată, nu? Asta se va schimba? Poți să te duci pe YouTube deja, să apeși pe un play și poți să ajungi virtual unde vrei. Iar dacă mai ești ochelari de realitate virtuală, în genere nu știu, eu, de exemplu, eu am sunat medicul nostru de familie, eu am de vreo câteva săptămâni, am pur și simplu un tremuriș la ochi. În fiecare joi mă trezesc, noi dar ce tradiție aveam? Noi mâncam, joi noi mâncam foie gras dimineața. În fiecare joi. În fiecare joi. Dar în fiecare joi la amiază, deja foie gras mâncam. Uh-huh. Dar seara, dar ce faci tu? Da, aha. Da, și povestește. Tu ești că la ședințele de judecată vrei să desenezi. Dacă vrei să rupi mai ușor, iei de la urmă, Nata. De ce nu mă lași? Mama mi-a lucrat la tipografie și m-a învățat. Păi care ideea cu foie gras-ul? Nu, mi-e dor de ceea ce era. Uite, de exemplu, acum acasă nimeni nu trage scaunul, știi, sub mine sau să mă conducă la baie, dar eu am crescut pe asta, eu am crescut cu standarde Michelin, cu Doamne ferește, bucval ceva, știi, să pice din guriță, deodată trebuie să ridici, să speli și înapoi în farfurie. Da, 1,5 milioane de euro acasă ai trimis? Eu am trimis, dar știi care era faza? Deci eu m-am înțeles cu Valera, șofer. Da. El de mult nu mai este șofer, Valera Adcatul cheam. El merge și zic, uite, mergi până la hotar, dar așteaptă-mă pe mine. Într-o lună, două vin și eu. Și zic, și fac cu banii, băi, 1,000,000 de euro. Și zic, tixește-i și spune că nu s-a tăi, tu stai o leacă în arest la domiciliu, dar după asta cumva ceva m-am inventa, eu așa și-am zis, pentru că profesia mea eu vreau să investesc cumva, de asta inventa, investesc, știi? Și nu-i spare. Dar n-ai încercat să transferi, de exemplu, banii printr-un transfer bancar, să ajungă așa mai sigur acasă, sau prea mult pentru un transfer bancar, cu camionul totuși mai repede au ajuns. Tu ții minte, noi am văzut mai degrabă împreună un spectacol, eu sper să nu greșesc. Tu sper să nu greșesc dacă cu mine l-ai văzut? Nu, mă tin, Constantin Cheian avea un spectacol despre dedicat migrației, ții minte, de mult. Nu știu, nu dacă eram eu acolo. Nu? Nu. Bun, poate eu ceva greșesc, dar astea sunt istorii reale. Erau istorii cu doamne care transportau în interiorul vaginului obiecte din aur, obiecte prețioase. Și asta, apropo, despre ce? Asta vorbește despre faptul că nu numai prin camioane poți trimite 1,5 milioane de euro. Data viitoare trebuie leacă mai inventiv. Iată, asta este o femeie de neprețuit. Înțelegi? O femeie de neprețuit. Da, adică nu e suficient că deja femeia e prin definiție om de aur. Da. Dar nu e suficient că femeia prin definiție deja e om. Deja e om, da. Prieteni, acest final al emisiunii Internetul Grește, vrem să rămână la voi în memorie, ne luăm rămas bun, despre asta am vrut să grăim în această săptămână. Vrem să avem un salut de este oficial, că emisiunea asta merge la TV 8, Nata. Și la televizor pe noi ne vede și un Mart Căciuc și o Elena Pahomova. Și amuși mâini, păi mâine splâng că nu-i cod de asta, stomatologic, deontologic. Da, hai să o facem pentru TV 8. Hai normal, solid, să ne salutăm. Hai. Salut, solid, oameni! Salut, foarte solid! Bine v-am găsit, urmăriți emisiunea Internetul Grăiește. Ca de obicei, la final de fiecare săptămână, noi facem totalurile a tot ceea ce a făcut Internetul Moldav să tremure, să se zgâlție, să trâmbițeze, să facă gălăgie. Bineînțeles că noi nu avem cum să reușim să băgăm totul într-o emisiune. De asta se întâmplă ca la un moment dat noi să începem a ne lua rămas bun de vreo 10 ori, iar voi să vă întrebați, băi, când termină ăștia? Dar noi încercăm să ne ameliorăm, să fim la timp în fața voastră, să... Și trebuie să recunoaștem, noi avem o doză extraordinar de mare de subiectivitate. Subiectivism. Vism? Tate? Cât se poate de mult, da, pentru foarte că este mare, o emisiune avem... de autor, mai. Da. Este o emisiune de autor. Nu, s-ar putea să supărăm, să dezamăgim așteptările voastre. A fost o temă care... Săptămâna asta... Real, nu? A fost o temă care a zguduit, despre care mulți au vorbit, nouă ni s-a trimis despre asta în privat. Noi cu Nata n-am putut rezista mai mult de un minut să vedem acest video. Ni s-a părut un caz banal de bădăranism versus lipsă de profesionalism. Cred că știți la ce ne referim, dar noi o să revenim cu o leacă de detalii un pic mai târziu. Hai, tradițional, să povestim despre ce s-a mai întâmplat nou apropo de coronavirus în Republica Moldova și un pic de știri internaționale. Astăzi s-au încheiat cele 60 de zile, 2 luni de stare de urgență în Republica Moldova. Înseamnă asta oare că toate restricțiile au fost ridicate? Nu. Acum câteva minute s-a încheiat conferința de presă a lui Chicu și a doamnei Dumbrăveanu, în care ne-a anunțat cu ce sechele, cu ce norme și restricții încă mai rămânem. Trebuie să menționăm că la expirarea acestor 60 de zile de stare de urgență, Moldova numără 5.745 de cazuri de persoane infectate, dintre care, uite că aproape jumătate sunt persoane deja vindecate. Avem, din păcate, 202 decese
Știu că în clipa în care încep să enumer cifrele astea pe social media, de exemplu pe Facebook, se găsesc neapărat comentatori foarte supărați din cauza că se enumără cifrele, că de ce băgați frică în oameni, de ce numărați că acolo statisticile nu sunt corecte. Noi operăm cu statistici oficiale și vouă la fel vi le transmitem pe cele oficiale. Și aici nevoie de un punct mare de informare. Există diferențe destul de mari între diferite state și ministere și organisme locale care operează cu diferite standarde de enumerare, de exemplu, a deceselor. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar poate unele state încearcă mult mai multe decese să bage în statistică pentru că ei sunt mult mai generoși în a considera pe cineva care a dat de COVID, nu în mod necesar direct. El putea să aibă și niște cauze sau multitudine de cauze de boli cronice, da? Care puteau să-l ducă la acest deces sau și vârsta și multe alte aspecte, dar iată COVID-ul putea să faciliteze și atunci el va fi, pacienta, decesul va fi nominalizat drept unul din cauza COVID-19. De asta e super diferit și de asta n-ar trebui să avem deplină încredere în Ion Chicu care laudă această performanță a Republicii Moldova, că noi avem o rată a mortalității scăzută în comparație cu multe alte state. Multe alte state calculează diferit asta, domnule Chicu. Și nu cred că e laudă. Și atunci când tu spui că în multe state mor oameni peste 80 de ani, poate ar trebui să te întrebi, dar câți oameni în general ajung la vârsta de 80 de ani în Republica Moldova? La ziua de vineri în care ne aflăm noi, astăzi avem 192 de cazuri noi și din păcate 8 decese. Cazurile noi, în ultimele zile, dacă urmăriți statisticile, sunt destul de multe. Chiar am spune că sunt într-o continuă creștere. Dacă ar fi să evaluăm cam rezultatul a ce se întâmplă asta, probabil că ar fi ignorarea măsurilor de autoizolare, de carantină din preajma sărbătorilor pascale. Zicem probabil, cu toate că știm că multă lume rămâne să fie în continuare panicată, speriată, dornică să-și protejeze familia și respect în felul acesta carantina. Ce noi dispoziții a scos această comisie pentru stare de urgență? În primul rând, data de 15 mai, ziua în care a fost oprită starea de urgență în Moldova, însă, și aici e un detaliu important, este instaurată o stare de urgență de sănătate publică. Uh-huh. Această stare de urgență de sănătate publică va dura până pe data de 30 iunie. Iar... De fapt, starea asta a fost declarată chiar înainte de starea de urgență națională, da? Exact, asta a fost înainte de stare de urgență. Codul roșu de infecție. Ministra Dumbrăveanu spune că măsurile care, de altfel, au fost, ele rămân în vigoare. Distanța socială, nu știu de ce în Moldova se vorbește despre un metru distanță socială, în străinătate se vorbește despre 2 metri de distanță socială. Stai puțin, dar e diferit. Metrul moldovenesc e diferit de metrul american. Tu știi? De ce? Nu, stai puțin, e ca uite, e ca chiar gândești. Nu e ca stai puțin, nu? E ca tu... Când vreodată ai văzut un metru? Dar doi? Ai văzut doi? Depinde. De ce? Depinde de ce? Înțelegi? Asta e. E ca între noi, câți metri sunt? Noi păstrăm distanța socială. Noi nu avem de ce să păstrăm distanța socială. Uh-huh. Noi suntem într-o familie. Eu aș vrea să cred. Mai puneți cofta în cui. Da. Persoanele din grupul de risc. Stai că am terminat cu metru. Da, pentru că da, a fost așa un pasaj. Spectatorii nu văd ce se întâmplă sub masă. Persoanele din grupul de risc, adică persoanele în etate, persoanele cu boli cronice, în continuare sunt încurajate și rugate să stea acasă. Etica tusei trebuie respectată, adică tusă în cot și nu în palmă. Nu, nata, tus înseamnă tusovcă. Și etica tusei, adică este important să tusești în perioada asta, chiar dacă e carantină. Este important să tusești în cot. Știi, de până eu acum, sunt când cotul mori, stare mult tusov și am. Până acum de obicei spune mă doare în cot, dar acum poți spui mă tușești în cot, de exemplu. Wow, ok. Bun. Ar fi o idee asta, ca să adaptăm la carantină. Da, eu am fost mustrat de Magda zilele astea pentru strănuturi și tuse. Deja Magda, un copil de 4 ani. Și momente când nu controlez gestul, da. Și pot să trag un strănut și să fac așa. Eu lucrând și mai ales că adesea, știi, mai descarc un video cu Dodon, eu n-am tușesc în cot, eu tușesc în Dodon și mult mai organizat. Și în clipa asta, poliția, da. Tusei și, vine Magda, spune, și strănuturilor, da. Te vede și te taxează. Purtarea măștii în continuare rămâne să fie un mare semn de întrebare.
Este ea obligatorie? Nu este. Domnul Andrei Bulocan împreună cu domnul Igor Dodon mai târziu ne vor explica mai multe detalii. Deci purtarea măștii rămâne să fie în vigoare, spune doamna ministra Dumbrăveanu. Numai că noi nu știm. Rămâne să fie în vigoare doar pe teritoriul Chișinăului. Rămâne să fie în vigoare în ce circunstanțe. Asta rămâne să fie o enigmă la discreția cetățenilor. Poate un lucru despre care nu se vorbește e că masca e obligatorie pentru oameni și atunci tu faci distinția clară că Igor Dodon nu este obligat să poarte mască. Pentru că el este un super om. Așa, un alt detaliu care iarăși merită să-l menționăm, în ziua de vineri, 15 mai, misiunea umanitară a medicilor din România, celor 42 de specialiști, s-a încheiat. Ion Ceban, primarul orașului de Chișinău, a considerat că ar fi bine să le ofere fiecăruia câte o diplomă, dar, din fericire, specialiștii din România au fost de data asta onorați nu sub pod, dar chiar în fața clădirii Guvernului Republicii Moldova. Mă gândesc eu că poate cei care până acum atât de înverșunat au încercat să ignore acest ajutor, arătând această ignoranță prin ceremonii desfășurate sub pod, au zis, ei, hai o leacă să rotunjim colțurile, hai o leacă să nu mai provocăm atâtea spiritele, hai să-i onorăm pe medici în fața clădirii guvernului. Dar eu cred că astăzi Igor Dodon a plâns cu lacrimi amare văzând aceste imagini. Da, chiar nu mai sunt poduri în Moldova unde puteau să ducă. Da, măcar este de pe viaduc, acolo puteau ceremonii frumoase să facă, nu? Da, dar înțelegi, deja nu mai este, cum spun, nu mai surprins pe nimeni cu asta. Trebuia cu ceva de surprins într-o zi de vineri. Medicii noștri, din păcate, continuă să se infecteze și numărul persoanelor din domeniul medical care se infectează de coronavirus este în continuă creștere și asta nu este doar pe Chișinău, este și în regiuni. Noi săptămâna aceasta am avut ocazia să aflăm o istorie destul de interesant. Probabil că această istorie nu i s-a întâmplat doar tatălui Valeriei care ne-a contactat și ne-a povestit această istorie, dar li s-a întâmplat mai multor oameni. Noi ne bucurăm când voi simțiți nevoia să ne contactați și să ne povestiți aceste istorii, pentru că ele pentru noi devin o sursă de informație. Valeria Ursu, hai să o contactăm. Hai, da? Hai să începem. Valeria ne-a contactat și ne-a povestit cum s-a întâmplat așa ca în familia ei un membru de familie să se infecteze și ce a urmat, ce epopee a urmat după asta, o epopee foarte interesantă. Da, noi toți trebuie să ne bucurăm și să celebrăm că am supraviețuit acestor 60 de zile de carantină, dar se pare că situația nu este deloc optimistă, noi nu putem să ne relaxăm prea tare și pentru că cifra persoanelor infectate este în creștere, ar fi bine să cunoaștem detalii de genul celor pe care sper să ne le povestească Valeria în această seară și care să vă fie de folos și vouă în cazul în care sperăm noi să nu vă pomeniți, dar dacă vi se întâmplă, să le cunoașteți. Valeria este cu noi în emisie? Doar, clipinata, eu confirm. Sunt multe butoane de apăsat. Voi în clipa asta puneți acolo măcar câte un like, câte un share, pentru că... Dar lumea ne urmărește că noi azi nici nu monitorizăm. Scuzați că noi am conectat o leacă altfel aparatură. Adică hai, este Valeria? Au fost alte emoții. Da, este Valeria. Uite, ne asigurăm că este sunet. Hai să o salutăm, să vedem dacă și ea ne aude, ne vede. Salut, Valeria, bună seara. Bună seara. Bună seara, Nata, bună seara, Andrei. Mulțumim că ai fost de acord să intri cu noi în direct. Valeria, noi nu o să facem prea mari introduceri. Noi chiar am vrea să auzim istoria pe care o să ne-o povestești tu, ceea ce este legat de un membru al familiei tale. Da, eu speram că intervenția mea în una din emisiunile voastre o să aibă alt subiect, dar așa cum toată lumea este în plină agitație legată de COVID în Republica Moldova și toți dintre noi se confruntă cu probleme mai mult sau mai puțin deranjante, am avut și eu ocazia să interacționez cu autoritățile în acest context, respectiv toată istoria începe cu un apel pe care eu l-am făcut la linia verde, pe care o recomandă Ministerul Sănătății pe pagina lor oficială. Această linie verde, din câte am constatat eu, este accesată zilnic de 80, 100, 120 de persoane, deci relativ multe sunete. Respectiv, întrebarea mea pentru cei de la linia verde a Agenției Naționale de Sănătate Publică era dacă există acte normative, dispoziții, ordine care calculează zilele de carantină
sau de autoizolare pentru diferite, diferite situații. De ce mă interesa aceasta? Este vorba despre un membru al familiei noastre, angajat medical, de fapt, care avea suspiciune sau avea toate simptomele specifice infecției COVID. Respectiv, noi am solicitat medicul de familie, a fost plasat respectiva persoană în autoizolare și mi s-a spus să așteptăm că mi se va preleva un test la domiciliu. Asta aha, este fără o metodă test, relativ... Dar cine a decis? Conducerea instituției medicale a decis să plaseze persoana în izolare? Da, deci regula este aceea că în momentul în care persoana nu se simte foarte rău, așa cum le place autorităților să spună, este telefonat medicul de familie care informează respectiv și poliția despre faptul că respectiva persoană este suspectă COVID și urmează să rămână în autoizolare. Deci asta a fost prima etapă pe care noi am făcut-o. Am rămas în autoizolare respectiva persoană. După care, evident, urma să se facă un test. La acel moment, noi nu cunoșteam despre intervalele în care se face un test la domiciliu, pentru că metoda este, vă zic, relativ nouă. Testul respectiv a fost făcut, cu părere de rău, la 7 zile după primele simptome. După primele simptome, dar din ziua în care voi ați solicitat acest test, câte zile au trecut? Da, absolut, absolut. Deci... respectiv, vă dați seama că echipa mobilă, nu știu de ce ezita să vină, noi nu știm nici astăzi care sunt motivele pentru care echipa mobilă a ezitat să se apropie pentru ca să preleveze testul respectiv. Valerie, eu vreau să precizez un lucru, dacă persoana are simptome, dar nu are un test care să confirme rezultatele că ar fi infectat. Asta înseamnă că persoana în cauză are tot dreptul să iasă din casă, să interacționeze cu alți oameni, pentru că ea nu are un test făcut, un rezultat confirmat. Corect sau nu? Nu e chiar așa. Ni s-a părut și nouă inițial. De asta zic că am bătut la foarte multe uși în acel moment. Sorry. Nu e problemă. Am început să batem la foarte multe uși. Respectiv, ni s-a zis că acest termen de carantină sau de autoizolare începe să se calculeze din momentul în care a fost sesizat medicul de familie sau orice altă instituție abilitată. Aha. Respectiv, pe departe, nu din ziua în care se efectuează testul. Și acest termen este 14 zile din start, gen, iată, îți dăm 14 zile, stai acasă, în 14 zile poate ar veni cineva să-ți facă un test? Și poate să dispară și simptomele. Da, da. Și mai grav decât atât, asta a fost o deducție a noastră și a respectivei persoane care a hotărât să rămână în autoizolare din motive de securitate personală și publică. Uh-huh. De asta eu am și apelat la această linie verde ca să găsesc răspunsuri la întrebări. În primul rând, la calcularea termenului de carantină. Și l-ai găsit, Valeria? Răspunsul. Nu. Asta e cea mai mare problemă. La linia verde mi s-a spus foarte straniu, de fapt, că nu există acte normative care ar calcula respectivele termene. Super. Înseamnă că dacă le încalci, nu ești pedepsit. Să căutăm, da, absolut. Să încercăm să căutăm prin ghiduri ale OMS și alte ghiduri, pentru că ei nu pot să ne spună nimic la acest capitol. Dar conducerea instituției medicale... Nu sunt termene clare. Este ok să se despartă de un lucrător medical atât de simplu și pe o perioadă atât de nedeterminată? Mi-e curios. Nu este o pierdere de forță umană în moment de pandemie când împotriva ai nevoie de mai mulți doctori și mai multă implicare? Voi ați încercat să vorbiți direct cu conducerea instituției? Este nevoie, probabil, dar mai straniu decât atât, la întrebarea mea despre cum face persoana respectivă, când se întoarce la serviciu, când primește un test. Ne s-a spus că totul rămâne la subiectivismul și la discreția medicului de familie, administrației publice locale și tuturor factorilor implicați în monitorizarea cazurilor la domiciliu. Valeria, și deci cazul tu ca ăsta un se om... întâmplă la Chișinău, da? Da, că să fim siguri. Este un caz deci la nu Chișinău. E sat, nu e de parte de minister. Tu un om care vine în domeniul dreptului, nu, probabil asta că se întâmplă în teritoriu. Ai căutat buchea legii, ai vrut să afli de la linia verde, care nemijlocit trebuie să dea cea mai corectă informație și obiectivă. Că noi asta zicem oamenilor, nu citiți tot felul de păreri de pe net, duceți-vă la sursă, duceți-vă la instituțiile abilitate. Deci tu la linia verde ai căutat
o informație și tu nu ai putut să o primești acolo. Da, și a început, vă dați seama, căutarea individuală. Eu am accesat site-ul Ministerului Sănătății, unde evident aș fi putut găsi regulamente în acest context. Ele sunt la o rubrică foarte departe de meniul principal. La prima analiză pe care am făcut-o eu, ele sunt foarte tehnice, scrise într-un limbaj destul de neclar, incert și deloc accesibil persoanelor nelucrători medicali sau cel puțin nejuriști. Și marea mea mirare a fost în o serie de încălcări pe care eu le-am depistat în procesul ăsta foarte lung de prelevare a probelor și așa mai departe. Eu o să încerc să vă dau câteva exemple ca să fiu foarte explicită. De exemplu, regulamentul ăsta presupune că termenul de prelevare a probei la domiciliu se va face în 48 de ore de la sesizarea medicului de familie. Totuși există un regulament, înseamnă că există o buche moldovenească. Da, există un regulament, în ordin 412, cu privire la testarea la domiciliu a persoanelor care au rămas în autoizolare și urmează să fie testate. Acest ordin spune negru pe alb, expres, că testul se va preleva în 48 de ore de la sesizare, nu în 7 zile, nici de cum. Mai mult decât atât, o chestie foarte curioasă pe care eu am depistat-o este, sunt cazurile în care testul se va considera neconform, neconcludent și respectiv negativ. Deci, există două situații. Fie testul este depistat pozitiv în laborator, fie există alte circumstanțe care fac ca acest test să fie neconcludent, asta ar însemna neconvingător. Și acest test neconvingător va fi calificat în final ca și test negativ. Respectiv, prelevarea făcută la un termen de 7 zile, o prelevare care, din câte mie mi s-a povestit de la respectiva persoană, s-a făcut absolut incorrect, pentru că regulamentul prevede prelevarea a două probe, din nazofaringe și din orofaringe, da? Adică din cavitatea bucală și din nas. Respectivii persoane, testul i s-a prelevat doar din nazofaringe. Acest test, după mine, nefiind lucrător medical, este evident că va fi unul neconform, pentru că a fost prelevat incorrect. Mai mult decât atât, acest test s-a prelevat la 7 zile de la sesizarea medicului de familie, dar la 11 zile de la primele începuturi de simptome. Da, deci și la 11 zile, la 12 zile, de fapt, regulamentul spune că se va preleva testul de control, adică al doilea test. În cazul ăsta s-a prelevat abia primul. Testul a fost negativ. Ok, evident. Da. Noi anticipând anumite lucruri, știi, dacă ar fi Igor Dodon cu noi în emisie, el ar fi spus, știi, Valeria, dacă ți-ai dat, ți-ai dat. E că așa e cu testele în Republica Moldova. Auzind această istorie, nu știu, eu aș vrea să întreb pe cei care ne urmăresc. Ați avut voi situații similare? Cunoașteți voi cazuri similare? Pentru că mi se pare tare curios. Trebuiască un om să bată atâtea uși, să-i informez. Și puțini au poate chiar și resursele să meargă în adâncurile unui site, a unor regulamente, să le citească, după asta să încearcă să le înțeleagă și să-ți piesă de ce se întâmplă de fapt în regulamentul ăsta a instituției. Da, uite, Valeria, dar mai sunt momente care ai vrea să le adaugi la istoria voastră? Da, probabil eu încercând să bat foarte multe uși, să deschid foarte multe uși și am ajuns să contactez foști funcționari care au activat în Ministerul Sănătății. Respectiv, ca să cer opinia, pentru că eu aveam nevoie de opinie, o viziune asupra regulamentelor respective din perspectivă medicală. Și am fost foarte indispusă să aflu că, de fapt, stăm foarte prost la capitolul instruirea personalului care prelevează probe și stăm foarte prost la interpretarea regulamentelor și la faptul că ele, de fapt, în majoritatea cazurilor, nu se respectă. Iar, evident, o statistică de genul ăsta, o statistică bazată pe luând în calcul cazul pe care îl cunosc eu personal, și dacă ne dăm seama că probabil nu doar în cazul acestei prelevări la domiciliu lucrurile au stat așa,
este foarte descurajant și este foarte stresant pentru mine cel puțin. Eu cred că este foarte, foarte deranjant să suni la o linie verde în care vrei să primești răspunsuri la întrebări pe care nu le poți găsi și să ți se spună că noi nu avem așa regulamente. Pentru mine răspunsul ăsta a fost absolut aberant. Noi voi aveți foarte multe regulamente, foarte tehnice și neclare, dar ele sunt. De ce mie mi s-a spus că noi nu le avem? Este încă mai interesant. Valeria, tu ești din domeniul jurisprudenței. Spune-ne, te rog frumos, există act de cojoc la asta? Se poate de bătut la ușă și pe urmă de văzut poate pe cineva pedepsit sau poate un regulament schimbat sau poate măcar un meniu pe un site modificat așa încât omul mult mai ușor să ajungă la o informație de interes public? Andrei, uite, din prevederile regulamentelor pe care eu le-am citit, s-ar părea că există acte cu joc în contextul în care dacă o probă sau un test sau o acțiune a fost făcută, este o regulă în jurisprudență, a fost făcut cu încălcare de procedură, atunci ea poate fi declarată nulă. Da, sau se poate cere repetarea ei. În cazul ăsta, nu știu cum se mai poate cere repetarea unei probe în cazul unei persoane care deja de 14 zile se confruntă cu niște simptome și la 14 zi, evident că un test o să iasă negativ dacă s-a făcut tratament corect. Fantastic. Deci calea asta reversibilă este foarte greu de parcurs în contextul în care lucrurile nu s-au făcut la timp, de fapt. Valeria, noi îți mulțumim foarte mult pentru că ne-ai contactat, ne relatezi această istorie care vorbește despre destul de mult despre eroare, de fapt, eroare de calcule, de statistici care nouă ni se prezintă zilnic, despre acuzații la adresa irresponsabilității medicilor, irresponsabilității cetățenilor, numai nu irresponsabilității autorităților care trebuie să asigure o linie verde funcțională, angajați la linia verde care să fie bine informați și care să fie capabili să ofere informații la orice solicitare din partea cetățenilor și mai ales sunt curioasă. Bine, în cazul vostru, din câte înțeleg, ați avut noroc, membrii familiei, nu era vorba de coronavirus și nu v-ați infectat, nu? Testul a fost negativ. Da, noi tindem să credem că așa a fost. Pentru că, dacă în cazul vostru, să zicem că ați avut noroc și a trecut pe lângă voi, sunt sumedenii de situații în care, dacă se repetă aceeași prelevare, nu la 48 de ore, dar la 7 zile, timp în care omul respectiv interacționează cu alți oameni, cu membrii familiei, membrii familiei la rândul lor interacționează cu alții și uite așa se răspândește totul. Și nu e vorba de irresponsabilitatea medicilor sau a cetățenilor. Numai că atunci când cetățenii comit, de exemplu, deraieri de la aceste măsuri, ei sunt amendați. Amendați cu 10.000 de lei. Iar atunci când autoritățile își permit asemenea chestii, de la cine să ceri socoteală? Odată în 4 ani. Odată în 4 ani poți să amendezi? Da, mai ales în contextul amenzilor, Nata, vreau să zic că cât de straniu n-ar părea, dar și asta era una din problemele sau din întrebările pe care și le-a pus persoana respectivă. Adică eu dacă ies din casă la 14 zile din momentul prelevării, la 14 zile din momentul primelor simptome sau la care 14 zile ca să nu fiu amendat? În principiu, sau mai interesant decât atât, ce face familia mea, copiii mei, contactii care nu o să fie testați. Și le s-a spus direct persoanelor respective, persoanele cu care dumneavoastră ați contactat nu o să fie testate pentru că sunt asimptomatice. Rămâneți acolo cu ei și autoizolați-vă. Pe cât timp? Bună întrebare. Valeria, îți mulțumim consultați pentru... ghidurile OMS. Îți mulțumim pentru relatare, mult sănătate ție și familiei tale. Eu în această situație, mulțumim tare mult, Valeria, mi-amintesc de un mesaj pe care l-am primit ieri de la un băiat cu care comunicăm pe online și care mi-a zis că părinții săi s-au infectat, iar el fiind manager de marketing într-un restaurant care nu funcționează, respectiv nu merge la serviciu, nu primește un salariu și se mai pomenește cu părinții infectați, este nevoit să stea în carantină acasă. Părinții infectați nu pot ieși din casă, el în carantină nu poate ieși din casă, salariul omul ăsta nu primește. Din ce oamenii ăștia să-și cumpere de mâncare? Cine se întreabă din autorități? Uite, avem un caz concret, toți membrii familiei sunt nevoiți să stea în casă, salariul nu vine, venit nu vine. Din ce se hrănesc oamenii ăștia?
Sunt situații unice, sau poate nu unice, poate ați avut situații similare, dar noi tare vă mulțumim când voi aveți curajul să ne scrieți, vreți să ne povestiți despre aceste situații, pentru că un piculeț cunoaștem lucruri care nu neapărat ni le spune doamna Dumbrăveanu sau domnul Chicu în conferințele de presă. Băiatul ăsta de la restaurant, nu știi câți ani are, care ți-a scris? Mare, Măricel. Ce nu Măricel? 30 de ani? Da, cred că da. Păi uite, care e ideea? Statul și-a promis. Ce? Trebuie peste vreo 60 de ani când el să fie veteran, atunci o să vină Dodon și o să-i dăie ceva acolo de leguri. Așa că dacă poți să aștepte încă un pic, te rog. Stai puțin așezat, este ceai, important să nu te dorgăiești, nu arde prea multe calorii. Eu o să-i transmit, Andrei. Te rog frumos. Da. Că eu am văzut câteva video unde real ajutor ajungea la sursă, adică președintele ajuta. Și e că noi ne plângem, da, că pensiile sunt mici. Noi ne plângem, copiii ne protejați, sistem social la pământ, sistem sanitar la pământ. Dar este un om care neobosit merge prin țară. Și el, apropo, ar fi mult mai obosit dacă avea mască față. Da, e neobosit că are oxigen în... În celule. Și trebuie să-i mulțumim pentru ceea ce face. Hai, mulțumesc. Noi mai vorbim despre coronavirus în Moldova internațional. Despre Moldova poate o să încheiem acest pasaj pentru că se pare că am ajuns săptămâna asta în gura lumii internaționale, dar deocamdată vă spunem că Slovenia este prima țară din Europa care declară că epidemia de coronavirus este oficial încheiată în această țară. Serios? Și asta datorită numărului foarte mic de persoane infectate care este anunțat zilnic. Mai că nu s-a ajuns la o persoană pe zi. Ei sunt conjurați de munți, acolo e tare greonat. Prin munți nu se transmite virus. În paralel, Viena, orașul Viena, a anunțat locuitorii săi despre faptul că își dorește foarte mult, autoritățile locale își doresc foarte mult să susțină domeniul Horeca. De aceea este gata să ofere fiecarei familii vieneze minim 50 de euro, nu minim, 50 de euro ca să meargă oamenii la restaurant săptămânal, și să-și comande mâncare. 50 de euro săptămânal? Per familie. O dată. Deci one time. Okay. One time. Autoritățile te subvenționează ca să mănânci de la restaurantele locale. Okay. Pentru că gândește-te pentru o secundă, da, ce chestie curioasă. Dar părinții noștri ce-ar fi făcut? Ei cu banii ăștia nu s-ar fi dus la restaurant. Normal că nu. Păi, dar ei ați contabilizează, ați vadă că banii îți duc la restaurant. Da, pentru că probabil oamenii trebuie să meargă, să comande mâncare, să prezinte cecul și respectiv autoritățile le rambursează. Curios este faptul că autoritățile îți dau bani ca tu să te duci, să mănânci, să plătești prin factura achitată, respectiv să contribui la niște impozite care pe urmă tot să vină înapoi la autorități. Ok, da. Are o logică. Iată, ieri o altă curiozitate, am aflat-o despre Olanda, de exemplu, dar cineva și din Statele Unite mi-a confirmat acest lucru. Olandezii îi sprijină pe cetățenii care sunt în stare, în situație complicată financiar, cu o condiție. Ei îți oferă bani, dacă nu mă înșel, ar fi vorba de vreo 1200 de euro, dar cu condiția că cheltui acești bani numai în Olanda. Adică tu nu ai voie să folosești cardul tău bancar în afara Olandei timp de 3 luni după ce ai primit acest ajutor material. Și în felul acesta, autoritățile olandeze se asigură că banii pe care ți-i oferă statul sunt cheltuiți acasă, pe servicii locale, pe produse locale. Wow. Mi se pare o chestie foarte interesantă asta. Nu știu cum controlează ei, dar cred că până la urmă, în momentul în care autoritățile au acces la conturile bancare ale cetățenilor, nu e atât de complicat să vezi unde a cheltuit omul banii, nu? Probabil, da. Fantastic. Și ce aș mai putea spune? Tot ce vrei poți cumpere în Olanda. Da. Cu 1200 de euro. Principalul să fie mâncat, consumat, fumat în Olanda. Asta am vrut să zic. Da. Între timp, noi aici eram pregătiți de începând cu săptămâna aceasta. Ce? Da? Copiii trebuiau să revină la școli, la școlile primare, nu cei de la școlile secundare. Noi vorbim de provincia Quebec. Provincia Quebec, care uitați-vă ce chestie curioasă. Ieri au anunțat că nu, copiii vor reveni din toamnă, este posibil să revină din toamnă la școală, iar cei din școlile secundare, în genere, după luna decembrie. Așa că unii s-ar zice, măi, ce fel de autorități sunt astea? Întâi anunță că revin copiii la școală, pe urmă anunță că mută cu o săptămână mai târziu măsura asta, după care o anulează în genere. Mie mi se pare o chestie foarte bună când autoritățile sunt flexibile. Nu, uite, tu ai putea compara asta cu cazul în care moldovenii au decis să-i trimite o zi pe bugetari la lucruri după asta, tot în aceeași zi zic, nu, hai înapoi acasă. Asta e, Andrei, mai bine decât să nu-i fi ținut acasă. Nu, stai, tu te referi la... Nu, eu mă refer la moldoveni. Ok, să zicem că pe o zi eu
scos pe bugetari la școală, la muncă și pe urmă au zis totuși că rămân acasă. Ăștia nu s-au apucat să scoată pe nimeni. Uh-huh. Ei cu săptămâni înainte de asta discutau să mai fățe, dar au fost o leagă de făț-făț, nu? De prin aprilie. Mai întâi au testat terenul cu o declarație că hai la început de mai o să redeschidem unele școli pentru copiii unor angajați din linia întâi, cu angajați din sfera medicală, de exemplu. Bum, o petiție pe internet, au zis nu vrem, e prea de vreme, pandemie încă în creștere, victimele, numărul victimelor crește și așa mai departe. După aia s-a înțeles pe 19 mai, da? Nu a fost să fie. Și acum școlile primare nu se mai deschid până în septembrie. Nu, da. Dar noi nici nu aveam de gând să ne dăm copiii nici la școli, nici la grădinițe. Eu presupun că nici grădinițele nu se deschide. Eu aveam de gând din ianuarie să mă dau eu undeva, măcar huța undeva. Dar noi suntem norocoși, Andrei, că o să rămâi iarăși doar cu noi. Prietenul tău, Igor Dodon, ți-a tras atenția săptămâna aceasta. Cu ce? Tu nu vrei să... Îl mutăm pe la sfârșit, după Igor Dodon. Pe domnul ăsta, că este din America, domnul ăsta. Ok, tu vrei despre Dodon, am înțeles. Tu vrei. Păi stai, uite, eu pregătesc butoane și anata. Nu, eu sam să tu vrei eu să fac o introducere? Tu trebuia să o faci, nu trebuie să mă întrebi. Da, nu mă stresez de butoane. Unul dintre elementele care ne-a atras atenție în ultima săptămână a fost... cum se numește asta în română, Andrei? Samovolnicia asta. În cazul lui, hai să spunem așa, pentru că emisiunea asta apare și la TV și noi nu putem să spunem chiar multe lucruri, e vorba de ahuiala lui ca persoană. El, pur și simplu, e ahuit, e ca aroganța, hrișca, manca, nu știu ce să ridică așa de tare în acest om. El este înconjurat de mulți angajați care prinesc bani din taxe plătite, impozite și așa mai departe. Dar e ca nu există o limită la minciună și aroganță care poate să izvorască din trânsul. Înțeleg minciună și aroganță la declarații politice. Ok, politica niciodată nu a fost o scenă foarte curată, știi, în care zici, da, oamenii ăștia sunt tot mai sfinți și mai sfinți. Dar când vine vorba de o criză sanitară, tu nici măcar acolo nu uiți să fii, exact, arogant, ca să nu mai zic altfel. Am pomenit săptămâna trecută despre ceea ce a scris Ion Ceban, primar general de Chișinău. Vă reiterăm, începând cu ziua de mâine, 7 mai, scria el, în toate spațiile publice închise, spații comerciale, farmacii, dar și altele, spații publice închise. Purtarea mijloacelor de protecție a gurii și a nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetățenilor accesul fără măști sau alte accesorii de protecție a căilor respiratorii. Bun, am văzut noi asta, după asta... L-am auzit pe Ion Chicu, îndemânând, recent, într-o conferință de presă, oamenii să fie cât se poate de respectuoși, să se respecte cu strictețe deciziile Comisiei pentru situații excepționale. Am înțeles. Dar mai avem noi un personaj în politica moldovenească, în administrația publică centrală, președintele, naș prezident, Igor Dodon. Și astăzi, ca să fim solidari cu dumnealui, am îmbrăcat și un chipiu, nata tot are un articol vestimentar, dar e puțin picant, n-a să arătăm. Nu știu la ce te referi tu. Nu ți-ai pus sutienul cu steluță? Nu. Dar bolea pentru ce l-o trimis prin Express Post? Eu l-am întors înapoi că e pandemie. Îmbracă-l, Vasile, pe ochi. Serios, o zis Vasile. Mai scurt. Și azi îl auzim pe Dodon cu un răspuns apropo de purtatul măștilor halucinant. Hai să arătăm, poate voi... Ce sună, bă? Sutienul, l-a ridicat de jos. Treci mai aproape de mine, uite cum te întorci. Știi ce? Hai lasă. Las tu, mai aproape tu de tine. Tu ai o relație cu această chepcă, nu vrei să fii mai aproape. Poate v-a scăpat sau nu, dar pe parcursul acestei săptămâni și terminând de fapt cu emisia noastră de vinerea trecută, când a fost Deni Pabedă, am putut să-l vedem pe Dodon oficial, nestingherit în niște apariții video fantastice. E greu de comentat, e greu să spui ceva la asta, dar noi trebuie să trecem prin aceste video. Hai să începem cu o vizită de-a lui la Cimișlie. Uite, eu să încerc să ne punem pe noi în ferestruică. Asta o să fie așa. Da? Așa este. Video este, dar să încerc să fac așa. Ne vedem? Hai să ne asigurăm că se și aude. Mai scurt, vine domnul Dodon la Cimișlie, uitați-vă. West-class-ul se apropie domnul Dodon. Așa vrânnana, da, vrânnana. Eu credeam că Dodon a schișit pe ușă, la viteza la care a venit, e serios. Coboară Dodon din ușă, salut. Asta e președintele raionului Cimișlie, Mihai Olăriescu. Am înțeles că asta a fost un mare eveniment, că președintele pentru prima dată a vizitat raionul, da, Cimișlie. Da, băi, noi ne uitam la asemenea momente, știi, când vizitează grădiniță, dar mă uite. Eu sper voi să auziți, eu să încerc să combin sunetul din acest video cu ceea ce grăim noi. Așadar.
Deci președintele Consiliului Ronald spune, ne-ați spus că în Mești și iată un soi de semi bâl, bă, o tras acolo domnul Mihai Olărescu, ne-a spus că în Mești și Dodon trage și o reacție, se uită la restul că-s cu mănuși și cu Mești. Și am gândit-o cu mână, ați văzut? Da ladă, da lasă, ia uite-l, uite și frumos, ăsta vine, serios, ia uite. Cu Mești, da ladă, lasă, și uitați-vă următorul gest care, unul scoate masca. A doilea scoate masca. Ei, ne-am și doamna, zici, de să fiu solidar. Și ce este acest circ? De ce? Cine-i Dodon ca în fața lui? Tu ai primit probabil o dispoziție. Poate chiar a venit și o scrisoare de la Chișinău. Poate vreun specialist medical din raion ți-a spus despre importanța purtatului de mești. Cu toate că internațional vorbind încă nu există un consensus. Tu vii în patru și îl întâlnești pe Dodon cu mești. Dodon spune așa și pentru tine așa, știi? Gata, e de să scoatem de-a mări. Dacă zici Dodon, prin Dodon nu-ți transmite, el numai de la om la om, dar Dodon nu-i om, respectiv nu-ți transmite. Ce este asta? În general, TED video, închinășiunea, plecășiunea asta a lor, a unor funcționari publici de ordin, sau cum zic, din administrația publică locală, în fața unui președinte, înțeleg prim-ministru, știi, are raport direct cu unul din administrația publică locală, este președinte, simbol, Elizaveta țării noastre, cum s-ar zice, Corolieva. Și el vine și tu scoți în fața lui masca. E bine, eu aș vrea să remarc totuși un progres de data asta fără colăcei, Andrei. Nu, stai că noi n-am văzut tot video pază 7 de minute. Sunt totuși probabil l-o fi întâlnit și cu colăcei pe undeva. Sper că... Așa, deci toți funcționarii ăștia s-au pregătit pentru vizita unui oficial purtând mască. Familii, copii. Ei probabil n-ar fi vrut o parte, dar înțelegând că există un regulament, s-au asigurat să aibă echipamente de protecție, mănuși, măști, vine prezidentul, dă din mână, ia cașă. Și toți oamenii ăștia spun, hai că spate și fără. Prieteni, dacă cumva, pe perioada de urgență, poate ne mai șocnim de o pandemie, poate aveți vreun contact cu un agent rutier, să cum se cheamă, un polițist, da? Și el vă anunță despre o amendă, despre o încălcare sau ceva, sau despre obligativitatea îndeplinirii, respectării unui regulament. Faceți așa. Lasă-mă, prezidentul îți lasă. Ok? E că ne-a zis eu ceva între deportat măști în spații închis. Distanță socială. Bine, cineva ar putea să-ți spună că Ion Ceban s-a referit la spațiul care este cuprins de hotarele orașului Chișinău. Bun, poate nu există un regulament strict apropo de ce faci când patru oameni din Cimișlie întâlnesc un om din Sadova. Nu există. Dar și demonstrezi tu prin aceste gesturi. Tu te pregătești de întâlnire cu Dodan, e pandemie. Tu porți acești măști și două secunde de mișcare de mâna lui Dodan pe S-class te fac pe tine ales local, președinte de Consiliu Raional, să te închini în fața lui. Și fel de relația asta, și verticala puterea asta, și secol trăiește Olărescu din Cimișlie dacă el face așa ceva. Și restul susțin. Doamna, ai văzut, doamna e ultima care o cedat. Și o zic, băi, des fiu solidar, dacă bărbații sunt... Des să-mi scot și eu masca. Mai scot, primul moment fantastic, da? Eu totuși cred că noi ar trebui în acest context să ne adresăm la oamenii care ne urmăresc, poate din localitățile rurale, care, din potrivă, au cazuri, exemple de, de manager local, de președinți de consilii și primari, care, în pofida la toate, respectă această carantină, respectă măsurile de protecție, știu că intră în contact cu foarte mulți oameni, inclusiv oameni în etate, de la țară, care sunt în grupul de risc și care prin propriul lor exemplu, de fapt prin propriul lor comportament, sunt un exemplu pentru tot ceilalți. Pentru că noi acum vorbim de fapt despre ce? Noi avem un lider de stat care foarte tare se vrea o emblemă a acestui stat și care prin tot comportamentul său sfidează tot ce se cere acum de la cetățeni. Iar de la cetățeni acum se cere precauție maximă, să respecte distanța, să evite contactul fizic cu alte persoane, și persoane străine și el face exact invers. Păi ce fel de emblemă de stat este asta? Ce fel de om de stat este asta când el prin toată ființa sa arată că poate printr-un simplu gest de mână, nu de făcut toate și nu de respectat toate aceste măsuri. Apropo de oameni în etate și gesturi de mână, încă un moment fantastic s-a întâmplat la întâlnirea lui Igor Dodon cu un veteran al celui de-al doilea război mondial. Uitați-vă și moment fantastic. Nu, stai de să vă arătăm așa. Ops. Să ne asigurăm că se aude.
Можно я сниму? Это будет прекрасно в тем де пандемии. Без перчаток, как с перчаткой давать руку? Дар, прям перчатка, ну трансмити вирус. Я так вин ком букет де флор ла ветеран, и вроде он вирус и трансмит келы ин группа де риск, но за шева дня, а? Ветеранам это неправильно. Да. De ce? Omul ăsta are 40 ceva de ani, Dodan, înconjurat de consilieri, chiar nu-i nimeni care să poată să șuiere? Serios, tu ai acolo bodyguards care sunt îmbrăcați, da, ea, care îl însoțesc, uite, tăți cu măști în spate, ia uite, Rita Manuele și ea care cu... Apropo, uite cum e poartă, oh my god, trebuie să vede, oi, ce-am făcut? Ah, scuzați, fiți atenți, asta e o scenă tare faină. Așadar, Rita Manole, cum poate... Da, și nu asta să... nu e imagine statică, asta e video, de ce e învățat la el? Și eu n-ați pot să... N-ai spăt. Mai scurt, dacă... eu sper să observați, Rita Manole poartă masca sub nas. Eu cred că mulți dintre voi ați văzut poza și aia cu chiloți care se poartă sub puță, da? Și asta, de ce? E că numai bodyguardul poartă ok peste nas, Rita Manole sub nas, ăsta în general fără mască, scoate mănușa. Toți oamenii ăștia care servesc aparatul prezidențial au grijă să se protejeze. De ce au ei grijă să se protejeze atâta timp cât omul pe care ei îl servesc zi de zi ignoră aceste reguli? Fantastic. Și face ce vrea el din capul lui. Și iarăși, o altă întrebare. Înțelegem, au fost 9 mai, s-a dorit a fi un piculeț de gălăgie pe tema victoriei, sărbătorit, veteran și așa mai departe. Dar când ai de ales între a expune riscului unui om în etate, sănătatea acestuia și așa probabil nu este strălucită, și ați face un piculeț de imagine că umbli prin sate pe la acești oameni în etate, chiar e asta atât de mare această nevoie stridentă, absolut stridentă, acum în pandemie de făcut asta. Ia nou mai m-au dat în an. Fii atent, uite cum, uite ce faci. Mâna e acolo pe fotoliu, după asta Dodon tot și-a dat seama că are o mână cu mănușă și hai să o ascundem măcar pe asta. Deci o leacă de chipzuință de marketing are el în capul lui. Mai scurt, trece și peste acest moment. Fantastic, pur și simplu. Ia că fotograful respectă, nu știu ce. Dodon nu, am înțeles. Și ajungem la un moment de azi. Tradițional, Igor Dodon ne bucură cu vloguri, ne face concurență, ne fură din pâine, face un live, președintele răspunde, în care răspunde la mai multe întrebări, la jurnaliști, la oameni care scriu în comentarii. Noi am fost blocați încă, nu reușim să ajungem la dânsul cu întrebări, dar multă lume ajunge. Și că vrem să vă arătăm un moment din această emisiune de azi. Nata, preia cuvântul cât eu pregătesc. Preiau cuvântul cât tu pregătești și vreau să vă spun că în transmisiunea live tradițională deja de vineri, cea care a avut loc astăzi, Igor Dodon a spus că urma să aibă o călătorie la Minsk, în Belarus. Păcat că urma. Dar a dat un telefon la doamna Dumbrăveanu să o întrebe dacă el după asta va trebui să stea în carantină 14 zile. Și doamna Dumbrăveanu i-a spus că, bineînțeles, nici nu-ți discut, va trebui să stați în carantină. Și domnul Dodon a hotărât să nu plece la Minsk. Dodon nu poate stăi 14 zile acasă. Acum eu stau și mă gândesc, dacă noi așa de tare ne indignăm de faptul că în plină pandemie prezidentul umblă în dreapta și în stânga prin țară, pe la oameni în etate, oameni din grupul de risc, îi atinge, îi pupă, îi cuprinde, își scoate mănușile, nu poartă mască, poate noi totuși cu toții să insistăm, domnul prezident, să plece la Minsk. Da, da, și acolo, asta înseamnă și acolo că carantina să o respecte. Nu, asta ne va garanta 14 zile de liniște. Ei, hai poate niște poze cu doamna Galina, un pic de respiro undeva în părculețul ăla de la Căpriana, dar stă acasă omul, nu se mai duce, nu mai atinge bătrânei, nu mai pupă, cuprinde oameni din grupul de risc. Poate totuși să insistăm să plece la Minsk, Andrei, ce spui? Cu mare drag și să-mi zic, dacă pleacă, lasă să respecte acolo 14 zile de carantină, după asta are întâlnirea peste 14 zile, după ce se termină întâlnirea, numai spornește acasă și ăștia din Minsk îi spun, scuze, tu oricum acolo și în carantină, rămâi la noi încă 14 zile. Uh-huh. Și pe urmă după 14 zile, el era să vrei să aibă o întâlnire pe urmă, iară carantină și așa la nesfârșit să ne spărțăm de Igor Dodon, pare rău, Bilaverska-ia pușa, să-l împingem pe Dodon, să stăie în pușa. Foarte bun slogan electoral pentru cei care vor concura la alegeri cu Igor Dodon. Hai să vedem și eu răspuns Igor Dodon. E un răspuns mai lung, foarte bogat în epitete și aroganță, așa că rămâneți cu noi. Ok, se aude, se vede. Stai, Oleac. Președinte, de ce nu respectați dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale? Care?
Stau acasă sau nu? Care? Care președinte? Care domnule? Care comisie? Care casă? Și? Și buchisești acolo litere în fața mea? Eu sunt președinte! De unde? De unde porniți? Care? Care? Wow. Stai, dar pe ele într-adevăr sunt multe. Ce este această manieră Andrei, de comunicare? Ele într-adevăr sunt multe și pentru okay, că... Ok, dar răspunsul e lung și se oprește el la care? Care? Tăti, ia ca care, de asta se cheamă dispoziții. Respectă-le pe tăti, înșarcă. Nu poți? Nu respecta, dar stai în casă, nu te văd nimeni. Care? Super fișca asta. E că, Dodon, vine la un veteran. Felicitări, sunteți veteran războiului. Care război? Unicare. După așa de comunicat cu dânsul, vă rog frumos, poate este vreun președinte de Consiliul Raional pe undeva care încă mai are curajul atunci când întâlnește pe Dodon să nu reacționeze ca un cânișor ascultător la asemenea gesturi. Întrebați-a pe Dodon când el zici, bună ziua, vă salut. Care? Care bună ziua? Care vă salut? Care Dodon? A? Luați-l leacă pe picioare. Mergem mai departe. Presa a relatat mai multe cazuri, cele mai recente fiind vizita pe care s-a efectuat-o la o familie din satul Iordanovca, unde nu ați purtat mască de protecție și nu ați respectat distanța socială. Iar în acest weekend ați mers la biserică, ca și ca fiecare om creștin. Mergeți la biserică. Și cei de la Jurnal TV Protiv Adevărul tot vă recomand. O să vă ajute. O să ne ajute. Mă rog, ceva, tu n-ai respectat niște regulamente atunci când ai mers la biserică. Eu vă recomand să mergeți la biserică. Dumneavoastră ați încălcat viteza, limita de viteză. Ați mers prea repede cu mașina. Și mașina mea roșie. Mergeți cu mașina roșie. Și mergeți la biserică este răspunsul lui la faptul că omul a remarcat că el a încălcat un regulament. Și din poze se vede că nu ați purtat mască și ați stat foarte aproape de preoți. La fel ați efectuat mai multe vizite în domiciliile veteranilor. Dacă nu credeți că îi puneți în pericol cei din jur și mai ales pe bătrâni, ce fel de exemplu oferiți cetățenilor în lupta cu pandemia? Nu vă este frică de penalități sau că o să vă îmbolnăviți? Ați fost testat... Cum? Eu care merg măcar la biserică. Să stăpânești, măcar să stăpânești pofta asta de aroganță. Măcar o leacă să pui, nu, de el zâmbește la asta. Adică el e așa de nedăsigaimă în acest moment. Cum încât e? Nici măcar asemenea întrebări care, în mod normal, astea sunt întrebări care te mustrează, nu, da? Asta e cum este că este o întrebare absolut adecvat, formulată corect, da. În baza unor fapte concrete. Omul îi se adresează o întrebare la temă. Și unica reacție pe care noi o auzim este să o faci pe prostuțul și să zici care, sau de exemplu, să te amuzi așa și pe ei cu întrebări. Hai, lasă-mă, eu doresc președ, eu îmblu la biserică, eu n-am cum prin mine intră și iesă. Ți-mi minte filmul ăla care demonstra că Lenin este o șpiarcă? Nu. Lenin, grip. Este așa studiu, este un studiu. Nu știu, poate sunt oameni de știință care mă urmăresc, este un studiu care demonstrează că Lenin e șpiarcă. Poate și Dodon e parameci. Nu? Parameci, amibă. Și amiba nu are coronavirus, n-are, unde amiba să tușească dacă n-are din ce? Înțelegi? Poate și prin Dodan nu se transmite. Domnule Nicolae Furtună, experți medicali, dați-ne știri, poate noi degeaba însărim în cap omului. Poate într-adevăr el este imun la acest virus. Dar Nicolae Furtună, apropo, săptămâna asta, a avut o replică cu privire la implicarea politicului în toată istoria asta. Și eu în privat am vorbit cu un expert medical și l-am întrebat ce se întâmplă și a zis că batem pe la ușă, dar ea ca nu reușim. Și înseamnă nu reușim, cum adică? Ieșiți în conferință de presă, găsiți-vă platforme în care să spuneți chiar că există un oficial, cel puțin unul, care sfidează toate normele astea, care bagă cotul sau orice parte a corpului în regulamente emise de experți, de oameni de știință. Hai mai departe. Mergi mai departe. La COVID mai multe întrebări aveți aici. Hai să luăm pe rând. Hai. În primul rând, în Republica Moldova, la această etapă, nu este o normă prin care impune purtarea măștilor. Nu este o normă. Eu ți-am spus, poate e doar pe orașul Chișinău. Am înțeles, bun. Da, eu l-am văzut în ședință și ședințele el le petrece la Chișinău, președinția se află în Chișinău, în spații închise și acolo el nu poartă măști nata. Ce se întâmplă atunci? Nu înțeleg. Protecție. Legile există ca să poată fi încălcate, Andrei. Ah, ok. Da. Eu special înainte de începe misiunea, am sunat-o pe doamna Dumbrăvean și am întrebat încă o dată. Încă o dată vă menționez. Nu este normă care impune că peste tot trebuie să mergem cu mască de protecție. Da, este normă care spune, în mașină purtăm mască, în mașină purtăm mănuși, că acolo e spațiu închis, doar eu și bodyguardii, dar cum ieșim, le scoatem pe toate. Foarte bună normă, eu cred că. Protejăm, dar nu este obligatoriu.
Dacă astăzi va fi aluată altă decizie, atunci de săptămâna viitoare poate va fi obligatoriu. Ei, domn președinte. Asta e unul. Doi. Eu port obligatoriu mască de protecție atunci când merg în instituțiile medicale. În spital. Uh-huh. Poftim? Ce? Nu înțeleg. Care? Da. Și când merg în unele, nu, spații închise, în apartamentul de spații închise, lăsați. Atunci când merg în... Fiți atenți cum răspundeți. Cineva din spatele camerei sugera un răspuns. Fie atent care, apropo, este un răspuns corect. În spațiile închise se recomandă purtarea măștii. Exact. Fie atent cu ce intervine după asta. Adică ca să înțelegi nivelul de zvizdaneală la care a ajuns acest președinte. Spitale. Băieții de ce încearcă să ne spună ce să răspund. Nu trebuie, eu știu. Băieți, încearcă să spună ce să răspund. Nu trebuie, eu știu. E că a venit un matematician și a zis că 2 plus 2 e 4. Nu trebuie, eu știu. Genial, genial. Gata, i s-a suit la cap. Probabil s-ar putea să-l vedem peste o perioadă de timp, cerându-și scuze pe la televizoare, spunând că a pierdut și el contactul cu realitatea. Reiterăm, la fel s-a întâmplat cu un Filip, cu un Candu, cu mulți alții care au zis că, băi, din păcate ni s-a suit la cap toată puterea asta și nu realizam că greșim. Dar e că încă mai sunt oameni treji care îl înconjoară, care ar putea să-l oprească din aceste greșeli. And, atunci când merg în spitale, eu obligatoriu pun mască. Și o să vedeți în spitale care merg săptămâna aceasta. Am mers în vreo 3 sau 4 spitale. Am fost în Basarabească, am fost în Cimișlie, am fost în Institutul Mamei și Copilului. De ce? De ce să te duci în plină pandemie în aceste spitale? El s-a dus să oferă niște premii. De ce conducerea te duci la spitalul e mulțumit, da? No, dar de ce să nu te duci dacă poți să te risuiești? Dacă poți să te risuiești și să grăiești? Și să nu aduci nici concret, poate niște premii, poate niște flori, niște cadouri, dar o leacă de râsuială merită. Accent TV să facă știrea, să facă în două limbi, da. NTV să facă în două limbi, da. Аз публиши газета социалист. Наш президент активен, смотрите, он еще не заболел. Как он не заболел? Чем он стропировался горячей водой? Și mai multe teorii, dar asta încă să ajungem la azi în emisiune. Precedent, m-a rugat să merg în Institutul Mamei și Copil. Am fost. Oamenii l-au rugat să meargă? Cine sunt oamenii ăștia care îl roagă în pandemie să meargă la Institutul Mamei și Copilului? Sunt și unele probleme care vor fi rezolvate. Dar, încă o dată, eu merg cu mască de protecție atunci când aduc în spitale. Dar? În alte locuri publice, atât timp cât nu este obligatoriu, eu iau decizia. Îmi pun mască sau nu? Deci aici simt distanța socială, dar dumneavoastră ați fost cu metru lângă mine și ați măsurat? Ah, fantastic! Asta e ca Dragancea lui Chicu, da? Tu ai fost cu metru lângă mine, tu ne-ai ținut lumânarea. Și, băi, fantastic, președinte, fantastic! Dumneavoastră ați fost cu metru la mine? Tu măcar știi că în fotografii, uneori de departe, îți pare că ești aproape? Știi la pasport când ești fotografiat, dar îți pare că ești urât, dar în viață ești mai frumos? Tu ai fost cu metru? Tu știi măcar cât ești înalt, eu ca un brat și cel mai frumos din Sadova? A? Mai... Aici stai președinte de țară, băi, aici stai președinte de țară. Uite la dânsul, o amibă arogantă care nu poate fi potolită și oprită de jurnaliști, opinii publică, mii de comentarii, de probabil oameni care îl înconjoară, dar n-au curajul să-i spună mai tare că greșește. Ați fost cu metru? Băi, fantastic. Tu te amuzi, dar nici nu mi-ar... Vezi că eu am pierdut și vocea mie, nu mi-ar râde deloc. Cu cât mai mult Igor Dodon scoate ceva pe gură, cu atât mai tare mie mi s-amărește sufletul. E ca așa o situație. Nu, dar serios, dacă lui Igor Dodon îi spoate, eu cred că tuturor nouă trebuie să ni se poată. Te remarcă cineva că nu respecti distanța socială deodată? Dar cum ar fi, oamenii care urmăresc acest live? Iată, eu azi noapte mă uitam la acest live. Cum ar fi eu pe urmă să mă întâlnesc cu un polițist în stradă, da, și să spun, dar tu și ai stat și mai măsurat aici cu metru? Asta zic, zic, da, da. Uite, de exemplu, ia că eu din tinereță obișnuiam cum am câștigat primii bani. Furam Siemens A35 și furam telefon, știi, și polițistul mă oprește. Ei, furat telefon. Dar de unde știi că asta telefon, dar nu lapata? A? Și ai stat cu metru lângă mine și multe alte scuze. Și polițistul deodată mă ierta și mă lăsa să merg mai departe. E foarte bună scuza asta. În general, nu știu dacă e că chiar te prinde cineva că ai făcut un lucru foarte rău, e că ai uitat să cumperi flori de 8 martie și soția, așa, știi, cu o palmă de asta verbală, dar totuși cu o palmă vine și spune, a fost 8 martie, 8 martie, ziua în anul Vania și nu ne-ai luat flori, că știi că e sărbătoare. Și tu spui, ce e asta, cu metru lângă mine? Tu ai stat cu metru și soția îți spune, care metru, parcă eu nu cunosc acolo, nu-i nevoie de metru. Și tu, atac la centimetru. Da. Am deviat puțin la subiect. Da, eu vreau să întreb, noi ne mai întoarcem la Igor Dodon, pentru că el cu nerăbdare așteaptă să încheiem acest pasaj. Folosiți chestia asta, dar tu ce ai metru atunci când mergi în vizită la urolog, eu cred că spate asta.
Mai tine că domnule, la dumneavoastră acolo ceva vipuhla. Nu ce, asta cu metru sau ce? Bine, dar mie, de fapt, pasajul mi s-a părut cel mai prețios, cel în care el vorbește despre oamenii în etate, oamenii care sunt chiar în grupul de risc. Că e un metru sau că e doi sau că e trei. Evident că noi încercăm și facem tot posibil să respectăm și o să respectăm. Și o să respectăm. În ce sunt de exemple, haideți să dăm toți exemple bune. Faptul că am mers în vizită la un veteran, veteran e 96-97 de ani. 96. O să vă imaginați ce bucurie o persoană de cele când președintele țării intră la dânsul un apartament sau vine la dânsul o casă. Mă duc în sat, că am fost în răunul Băsărăbească, în orașul Băsărăbească. Stai. Argumentul lui pentru importanța vizitei la veteran, că el e președinte și vă imaginați ce bucurie. Da, eu chiar cred că discuția cu asistenta sa înainte de asta este: domnule Dodon, iată, mergem la veteranul de război de 96 de ani și cu ce ne ducem? Nu, Dodon îi spune, stai, după pandemie, poate noi ne ducem la veteran. Da, asistenta zice, domn Dodon, dar știți ce bucurie o să fie? Ce bucurie o să fie? Și cu ce ne ducem? Nu ne ducem doar cu mâna goală. Păi cu ce să ne ducem? Dumneavoastră deja sunteți cel mai mare cadou, Igor Dodon. Și eu, pot să mă atingă de mână, de piele? Da, numai să scoateți mănușa, vă rog. Dar la botișor să mă acoper? Nu, aici trebuie să fiți pupați. Ok, bine. Da, să arăt și bucușoara. Nu, asta doar la mitropolit. Și cuvinte mai pot fi spuse, și decizii mai pot fi luate. Serios, luate tu în 4 minute chiși de pe scaun de la replici unui președinte. Poate nouă ne lipsește ceva și nu înțelegem. Poate noi greșim în judecata noastră. Poate n-ar trebui să-l judecăm așa de dur. Care este trenul gândului care îl face pe Dodon să aibă dreptate și noi poate nu înțelegem? Sau care sunt atunci soluțiile încât să ajungi la creier? Eu cred că el are creier, eu pot să ne asum asta. Iertați-mă, știu că poate e subiectiv din partea mea. Eu cred că el are creier și ar trebui să înțeleagă că e pandemie. Și eu cred că sunt foarte mulți oameni cu creieri mult mai mari ca lui Igor Dodon, care ar putea să ajungă cu mesajul la dumnealui. Cu un mesaj că este important să țină cât de des poate limba după dinți în materie de chestii sanitare, sănătate, pandemie și așa mai departe. Bine, pe de altă parte, Andrei. El se auto-îngroapă prin aceste declarații. Nu se mai auto-îngroapă el deloc, pentru că el nu se adresează la tine cu aceste mesaje. Igor Dodon cunoaște destul de bine. Fix în ochi la mine. Își cunoaște destul de bine electoratul și el știe pe ce strune sensibile să apese pentru ca să sensibilizeze și mai mult acest electorat. Din păcate, însă, nu știu, oamenii se lasă vrăjiți de asemenea spectacole fără ca să vrei să uite în miezul problemei, să înțeleagă că până la știrea cu Igor Dodon a fost în satul Cutăresc la un veteran de 96 de ani, au fost 3 știri despre medici infectați, despre oameni decedați, după care Igor Dodon a fost în sat la un om din grupul de risc, după care iarăși vor veni alte știri despre alte necazuri, Horeca pe burtă, oamenii de afaceri suferă. Nu pot să-l delimitez pe Igor Dodon cu bucuria pe care o aduce el bătrâneilor de toată problema întregii țări. Doar noi cu toții suntem în asta. We are all in this together. Dar putem să facem un pas înainte. Putem să facem un pas înainte și să admitem. Da, tu știi că uneori sunt lucruri non-materiale, da, care provoacă bucurie. Că tu poți să nu investești în jucării și în călătorii pentru copilași mici tăi, dar să-i bucuri cu o surpriză sau acasă să faci ceva. Așa și Igor Dodon este acel lucru care nu-i din materie, da? Dar el spiritual bucură omul. Dar eu nu știu ce zic oamenii de afaceri, de exemplu, că s-au rădănat oamenii de afaceri și să întrebe, dar interesant, există un plan concret de redresare a economiei post-criză, pentru că noi avem criză sanitară și există și o criză economică, da? Despre care e că noi numai stăm și ne imaginăm ce se poate întâmpla, care e anvergura, mărimea, durata acestei crize. Și probabil Dodon va iniția o campanie națională de vizită la oameni. Nu! Ea deja se desfășoară, tu nu știi. Nu cum, dar eu vreau la tăiați. Igor la ora 5 s-a întâlnit cu 12 asociații de oameni de afaceri. Și oamenii au rămas bucuroși? Nu contează, numărul contează. De unde să știm noi? Au rămas ei bucuroși, doar nimeni nu spune nimic dincolo de aceste întâlniri, noi doar știm. Tu ai ascultat până la capăt, că eu după asta mi-am luat un mizim. Spune-mi, mai merită? Eu mai scripit cu veteranii. Nu, cam până acolo. Hai încă o dată, eu vreau încă o dată să aud chestia asta cu bucurie, că mi se pare fantastic. Evident că noi încercăm și facem tot posibil să respectăm și o să respectăm. O să respectăm. Ce sunt de exemple, haideți să dăm toți exemple bune. Faptul că am mers în vizită la un veteran, veteran e 96-97 de ani. O să vă imaginați ce bucurie o persoană de cele când președintele țării intră la dânsul un apartament sau vine la dânsul o casă.
mă duc în sate, că am fost în răunul Băsărăbească, în orașul Băsărăbească, un veteran care are 97-98 de ani. Dar nimeni în vieții vecilor în Mahala aceea nu a fost președinte pe acolo, picior de președinte. Ce ocazie bună în plină pandemie, să te duci și spășești pe acolo, în Mahala aceea în care nimeni în vieții vecilor nu a trecut. Of, este așa o vorbă. Luci Padarac, eta ea. Așa crede Igor Dodon despre el în raport cu toți veteranii pe care îi vizitează în plină pandemie. Eu nu tare mult am călătorit poate prin Moldova, există colțuri pe care nu le-am vizitat, dar acum, iată, dacă mă așez pe foaie, sunt gata să scriu 10 localități în care sunt 10 veceuri. Mă tin că ambele forme se acceptă. De școală, afară, unde precis Igor Dodon nu a fost. Și că așa cum în Basarabeasca el nu a fost și a provocat bucurie, eu aș vrea să fac o vizită la 10 vicei prin țară, să vină, pas nu știe nimeni acolo. Eu sunt sigur că viceul deja va fi bucuros să-l întâlnească pe Igor Dodon, musculițele să facă așa un valvârtinuș, Rita Manole scoate așa în trinau, așa spună masca, Morigar să spăzați și el zică, ia că am strâns mâna la, oi, de ce ești murdar? Pentru că ești în viceu, știu de mult ai fost în viceu prin țară, Igor Dodon, sunt multe alte locuri în care încă n-ai fost și lumea ar fi bucuroasă să te vadă. Un loc ar fi acasă, de exemplu. E că încep de azi și neîntrerupt ne grăim peste, nu, hai, peste 40 de ani. Tu ai vrea peste 40 de ani să mai auzi ce mai faci Igor Dodon? Dar eu vreau fiecare zi să știu ce face Igor Dodon. Ce părere aveți, prieteni? Ce păreri? O sugestii? Idei? Vă rog frumos, în cartucica de declarații mă jos în comentarii. Ce credeți? Cum putem să ajungem la urechile domnului Igor Dodon să-i comunicăm că poate acolo nițel greșești, poate bucuria totuși nu e așa de mare, poate bucuria e mai mare la dânsul? Dar dacă noi chiar avem noroc să fim urmăriți în această emisiune și de oameni care îi transmit domnului Dodon și alte păreri decât cel pe care el le aude zilnic de la oamenii care lucrează pentru dumnealui, eu aș vrea să-i atrag atenția la această zi internațională a familiei Andrei. Pentru că la o adică eu... O ocazie frumoasă să mai spunem încă o dată mulțumim familiilor noastre, oamenilor noștri dragi. Noi am avut și festivalul familiei, noi am avut și an al familiei declarat de Igor Dodon. Da, el familia este o valoare supremă și asta este minunat, asta este frumos. Nu sunt de acord cu contrapunerea familiei versus minorități care nu contribuie la dezvoltarea celulei societății pentru că nu se pot reproduce, respectiv ei trebuie discriminați, ei nu au ce căuta în Moldova. Dar vreau să-i vorbesc domnului Igor Dodon și poate chiar se va întâmpla să mă audă, să-i vorbesc despre o petiție. O petiție care acum circulă pe internet deocamdată și care are un rol cât se poate de important. Acela de a sensibiliza opinia publică din Moldova cu privire la problema violenței domestice. Pentru că nu știu de ce se întâmplă, dar de ziua familiei, președintele Igor Dodon postează fotografie cu doamna Galina, cu un buchet de bujori. Ion Ceban, primarul de Chișinău, postează imagine cu soția Tatiana și cu cei doi copii. Dar nu auzim, nu vedem lideri să vrea să vorbească despre lucruri mai puțin luminoase, despre lucruri mai puțin plăcute într-o zi în care ar trebui să sărbătorim familia. De ce? Pentru că se pare că în plină pandemie numărul de cazuri de violență domestică pe teritoriul Chișinăului a crescut substanțial. Despre regiune nu prea avem cifre, pentru că lumea acolo probabil nu este obișnuită să se adreseze la autorități, la organizații non-guvernamentale pentru a cere ajutor în cazuri de violență domestică. Dar violența domestică rămâne să fie o problemă foarte mare în Moldova și foarte mulți oameni încă continuă să creadă că dacă această violență domestică se întâmplă, în primul rând, poartă vină pentru asta omul care o provoacă. Adică ea că dacă te purtai frumos, dacă nu ieșai din vorba soțului, dacă erai să-l asculți, nu te bătea, nu te agresa. Păi să știți că această petiție este deosebit de importantă. Ea ne atrage atenția asupra Convenției de la Istanbul. Este un act internațional la care au aderat mai multe țări prin care se iau măsuri destul de bune, măsuri foarte bune, binevenite, care să oprească această violență domestică și nu în ultimul rând să responsabilizeze statul. Statul să aloce mult mai multe resurse
pentru a curma violența domestică asupra femeilor și fetelor. Astăzi vrem să vorbim cu Veronica Teleoc, care este coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie, pe care în primul rând o să o întrebăm. Veronica, salutare, dacă ne auzi, bună seara, bine te-am găsit, mulțumesc că ai intrat cu noi în direct. Rugămintea noastră este să ne spui cum stăm la capitolul statistică în aceste ultimele 60 de zile în care am avut stare de urgență în Moldova. Bună seara, Veronica! Ne vedem, ne auzim? Salut, Andrei! Salut, Nata! Și mulțumesc pentru invitație! Da, cu adevărat, în perioada de pandemie, numărul apelurilor și sesizărilor a crescut. Telefonul de încredere, care este un telefon cu acoperire națională și funcționează 24/24, 7 zile din 7, a înregistrat timp de lună cu 35% mai multe apeluri ale femeilor care sunt victimele violenței. Și asta în condițiile când aceste femei au mult mai puțin acces la sursele de a contacta, la telefon, la internet, să contacteze polițistul, asistentul social, pentru că sunt izolate și nu comunică. La fel și datele poliției vorbesc, sunt mai multe cazuri, cu 82 de cazuri mai multe decât în perioada similară anului trecut, și această perioadă cuprinde și aceste săptămâni de carantină și de izolare. Uh-huh. Deci da, cifrele arată că situația s-a înrăutățit, plus am mai avut și situația cu centrele de plasament, care nu au avut condiții de a primi femeile și copiii victime, pentru că nu aveau teste, nu aveau condiții de izolare și practic acele femei pentru care unica soluție era să plece de acasă, nu aveau unde pleca. Veronica, da, nu odată vedem în statistici, drept, nu știu zic, în topul motivelor de ce victimele nu sună, nu se adresează la poliție, neîncrederea în organele de forță. Mie mi-este curios, contabilizați cumva sau aveți idee de câte victime n-au reușit sau nu au curajul să sune, să anunțe că sunt victimele violențelor în familie? Un studiu recent care a fost făcut de către una dintre organizațiile non-guvernamentale spunea că din numărul total de femei doar 8% se adresează. Și aici probabil eu aș spune nu doar neîncrederea în organele de poliție, dar în general stigmatizarea asta și rușinea femeilor de a se adresa. Plus există, noi avem o cultură a normalizării violenței. Ei lasă că streacă, ei lasă că nu-i nic strașnic, mai rabdă, mai taci, mai vei de la tine. Unde este duci tu, unde este duci, de ce ai să faci, ai copii, deci toate aceste stereotipuri sau norme sau prejudecăți sau tradiționalisme cu care noi am crescut de fapt, și asta împiedică femeile, mentalul ăsta colectiv împiedică femeile să meargă după ajutor. Plus există și elementar, multe din ele nu au surse financiare să trăiască după ce iese dintr-un mediu violent. Multe din ele sunt foarte nesigure pe dinți, au și copii, au salarii proaste, nu au unde trăi, trebuie să-și plătească o chirie. Deci sunt foarte multe probleme care le face foarte dificil să iasă dintr-un mediu violent. Sistemul de justiție, care este un sistem, femeile sunt norocoase să iasă, să treacă prin acest sistem de justiție și sunt norocoase dacă ajung la organizații care le ajută, care le oferă suport psihologic, le oferă suport juridic, le oferă suport financiar, plasament și așa mai departe. Veronica, spune-ne, te rog, despre această convenție de la Istanbul. Ce concret prevede ea pentru a opri violența domestică asupra femeilor și fetelor și de ce ea este atât de importantă să fie ratificată în Moldova? Da, în primul rând îți mulțumesc încă o dată că ai menționat chiar de la început despre petiția. Noi acum, organizațiile membre din coaliție și colegii noștri din Platforma Egalității, de gen, din alte organizații, am inițiat o petiție ca să punem un pic de presiune pe autoritățile noastre să ratifice această convenție. Ea a fost semnată de către președintele domnul Dodon în 2017, de atunci a rămas cumva doar pe hârtie, pentru că trebuie ratificată ca să producă efecte. De ce este importantă această convenție? Pentru că pentru prima dată, la nivel internațional, vorbește despre cauza principală a violenței domestice și violenței față de femei, despre mentalitate, despre stereotipuri
cum trebuie să fie și cum trebuie să poarte o femeie adevărată și un bărbat adevărat. Ori la noi, în Republica Moldova, noi știm că noi avem niște roluri foarte clar delimitate, cum trebuie să fie o femeie, cum trebuie să poarte, să fie răbdătoare, modestă, să nu scoată gunoiul din casă, cum trebuie să fie un bărbat adevărat, da? Să fie autoritar, să nu participe la creșterea și educația copiilor, că altfel asta nu este un bărbat mascul adevărat. Și uite, convenția este documentul care vorbește despre aceste stereotipuri, despre aceste prejudecăți ca una din principalele cauze ale violenței. Și vorbește despre necesitatea prevenirii și educării copiilor încă începând din școală despre, despre relații non-violente, despre relații bazate pe respect și așa mai departe. Plus, convenția mai prevede, convenția prevede foarte multe măsuri, nu o să reușim acum să vorbim despre toate, vorbește și despre finanțare, finanțarea programelor de educație, finanțarea măsurilor de prevenire, finanțarea serviciilor, compensarea pentru prejudiciile aduse victimelor, acordarea unor compensații financiare de către stat. Evident că convenția devine obligatorie când un stat o ratifică. Și aici iarăși e o problemă. Nu există o declarație oficială de ce autoritățile nu vor să ratifice această convenție. De când această convenție a fost, de când convenția este pe agenda Parlamentului, din câte înțeleg eu, deputații trebuie să o ratifice printr-un vot, da? Și câte parlamente poate au, da, au trebuit să facă? Deputații trebuie să o ratifice și noi am pregătit, deci noi ca și organizațiile societății civile, noi am pregătit practic tot terenul pentru ratificare. Deci am făcut treaba statului, de fapt. Acum nu am avut niciodată cumva un discurs foarte clar. Dar care e impedimentul? Cine încurcă pe noi să ratificăm convenția asta? Dar există voci în politicul moldovenesc care sunt de acord, la care ați reușit iată, să deschideți ușa și să spună, uite, da, noi susținem cu ambele mâini ratificarea acestui acord. Da, pentru că majoritatea, de fapt, când vorbim în comisie sau când am fost la audieri cu diferite proiecte, cu diferite inițiative legislative, de fapt, majoritatea spun, da, într-adevăr, ea trebuie ratificată, asta este o problemă gravă, da, asta trebuie să o facem, da. Dar mai departe de aceste declarații, lucrurile nu se mișcă. În schimb, Veronica, trebuie să menționăm despre o comunitate de oameni religioși care au venit cu 5.000 de semnături prin care solicită deputaților noștri, autorităților noastre să nu ratifice această convenție. Care este motivul acestei comunități ca să vrea în continuare violența domestică să rămână în Moldova un teren minat și absolut nereglementat. Da, știți, asta este cumva paradoxul, pentru că sunt cazuri foarte grave de violență, când femeile sunt omorâte sau când apar în medie niște cazuri foarte grave, da? Și atunci cumva biserica nu ia o atitudine proactivă, nu vine cu niște declarații, nu vine cu niște condamnări. Și atunci când este vorba despre un document care, de fapt, eu am impresia că nici reprezentanții unor partide, mă gândesc dacă au citit cu adevărat această convenție. Pentru că nu există nimic din ceea ce se manipulează sau se aduce în spațiul public. Presupun că n-au citit, pentru că dacă ar citi, atunci... Și atunci, da, a fost o situație când deja era pus ratificarea convenției pe agenda guvernului și pe agenda parlamentului și atunci a apărut această petiție semnată de către 5.000 de persoane colectată în biserică după slujbe. Eu presupun că probabil, cum am spus mai devreme, cred că oamenii nu au citit și nu înțeleg și oamenii se lasă manipulați. Pentru că, practic, în oricare grup de femeie unde ai merge, mai mult de 5 femei dacă sunt într-un grup, o să iasă la un moment dat, într-un moment al discuției, o femeie o să povestească despre un abuz prin care a trecut sau un abuz la care a fost martoră. Asta e o statistică moldovenească sau internațională? Asta este o statistică, statistica noastră moldovenească spune că fiecare a treia femeie din mediul rural și fiecare a patra a trecut printr-o formă de violență. Noi avem 40% dintr-un studiu datele de bărbați care consideră că dacă a fost un viol și femeia poate a provocat cumva acest viol. 20% dintre bărbați și 19% dintre femei consideră că femeia trebuie să tolereze violența în familie pentru a păstra această familie, pentru că există stereotipul și prejudecata asta că
Misiunea principală unei femei este avea grijă de familie, de treburile casnice, de copii, în detrimentul drepturilor sale, câteodată. Veronica, este foarte fain să ai o familie. Întrebare, frumoasă. Cât de mult poate ajuta această petiție pe care ați pornit-o voi online? Din câte noi știm, petițiile în Moldova nu au putere juridică, ele sunt mai mult pentru o mobilizare comunitară. Deci pe ce mizați voi de fapt? Să zicem că pe noi ne urmăresc acum niște mii de oameni. Mulțumim tare mult pentru asta. Să zicem că o bună parte din voi chiar veți fi sensibilizați de subiect și veți spune: ia mai, mă duc și eu să semnez, să pun umărul meu măcar la ceva. Ce putere are această petiție? Bine, petiția, în primul rând, vreau să spun că o găsiți pe pagina Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie. Dacă suntem pe Facebook și puteți să ne urmăriți acolo și să vedeți și link-ul de la petiție, să semnați și să îndemnați. Rostul acestei petiții este, de fapt, de a arăta că există o comunitate de oameni, femei și bărbați, cărora le pasă și care înțeleg că violența este o problemă foarte gravă care nu se vorbește, este normalizată, este justificată, este tăcută. Și să punem presiune pe autorități. Asta este rolul, de fapt, a petiției. Că nu este doar una, două, trei sau zece organizații, dar sunt în spatele acestor organizații, sunt femei care au trecut prin abuz, femei care nu știu acum ce să facă pentru că trăiesc într-un centru de plasament și nu știu ce o să facă după astea două luni de șomaj, da? Femei care trebuie după aia ani de zile să strateze pentru că au primit leziuni corporale grave, copii care după aia trebuie să meargă la psiholog pentru că au trăit într-o familie cu abuz. Deci în spatele acestor organizații sunt oameni, oameni cărora le pasă și ne vrem ca autoritățile astea noastre să înțeleagă că, de fapt, nu este doar o problemă a unei, doi organizații, dar este problema oamenilor de aici, din Republica Moldova. Veronica, dar există vreun studiu sau cifră despre câți bărbați suferă de violență în familie? Noi vorbim de violență în familie, dar ne referim adesea la femei. Probabil procentul e mult mai mare, dar în Republica Moldova sunt bărbați care suferă de violență în familie? Sunt. Asta e nimic când e serios. Da, este o chestie interesantă pentru că mulți deputați sau oficiali la fel spun lucruri. Ei, dar știți că de fapt și bărbații sunt victime a violenței. Da, sunt. Băieții sunt victime a violenței pentru că se bat de ei, sunt victime a violenței în familie din partea membrilor familiei. Bătrânii și la organizații se adresează foarte mulți, sau nu cu foarte mulți, se adresează bătrâni care sunt abuzați de copii și de nepoți. Nu deținem o statistică câți bărbați sunt victime ale violenței din partea partenerilor. O statistică similară cum e în cazul femeilor, de exemplu, din 5 bărbați. Dacă 5 bărbați vorbesc, măcar unul a suferit. Dar Andrei, femeile sunt 95-97% dintre victimele violenței sunt femei. Am înțeles. Poate sunt organizații care lucrează cu bărbații cu victime ale violenței și poate ei pot să ne spună. Noi lucrăm cu femeile și copiii. În și mare eu parte. Mai cred, aici parte. E un alt stereotip, dacă unele femei chiar ajung în pragul disperării și solicită ajutor, bărbații, chiar dacă li se întâmplă să pățească așa ceva, nu prea ajung să se adreseze după ajutor pentru că iarăși stereotipuri. Cred că da. Mulțumim, Veronica, foarte mult. Noi am difuzat imaginea acelei petiții și vă rugăm pe voi, pe toți, faceți un efort. Andrei, nu vrei să punem linkul la petiție în comentarii? O să punem și linkul la petiție în comentarii și vă vom fi foarte recunoscători dacă veți merge și veți semna această petiție în cazul în care conștientizați cât de important este ca Moldova să ratifice acest act internațional la care au aderat foarte multe țări. Există o mână de țări. Apropo, Veronica, repede spune-ne ce țări nu au ratificat până acum această convenție? Rusia, Azerbaijanul, Bulgaria și Slovacia. În rest, începând de la Turcia, Polonia, România, Franța, Germania, Austria, deci toate multitudinea de țări foarte diferite și multietnice, și tradiționaliste, și religioase, deci au ratificat convenția. Bă, este interesant această listă de țări care refuză în continuare să ratifice convenția. Sunt țări care citesc texte de convenție și sunt țări care nu citesc texte de convenție. Sau, de exemplu, care consideră că această convenție ar veni cumva să legalizeze minoritățile sexuale sau căsniciile între gay și lesbiene, adică gay între ei, lesbienile între doi ei. Doi gay și două lesbiene. Da. Vă mulțumim tare mult dacă chiar veți merge dincolo de a scrie doar un comentariu și eu, la rândul meu, voi încheia acest pasaj prin a-i adresa iarăși prietenului nostru Igor Dodonov foarte mare rugăminte. O majoritate parlamentară cumva poartă aceeași culoare pe care o poartă și el și această majoritate parlamentară ar putea
dacă ar vrea și ar considera asta important, să decidă soarta acestui, acestei convenții în Moldova, mai bine zis ratificarea ei. De aceea noi vom încerca din răsputeri să facem presiuni. Suntem în campanie electorală totuși, încă domnule. Încă nu. Tu poate. Oficial încă nu, dar mai bine ca da, eu sper că domnul președinte o să, pentru că când se vorbește despre valorile familiei, deci convenția vorbește despre familie, despre familie armonioasă și probabil asta ar fi în unison cu ceea ce promovează, ce promovează partidul. Domnule Dodon, haideți, poate nu mai puneți poze cu familia și să ne felicitați cu ziua familiei. Poate, de exemplu, ne vorbiți despre vreo statistică de abuzuri în mediul casnic. Poate ne vorbiți despre cât de important este toată lumea să conștientizeze că abuzul nu poate fi tolerat. Poate chiar veți dori să puneți umărul ca această convenție să fie ratificată în Moldova. O bilă albă la karma prezidențială, noi vă asigurăm, iată aici, în emisiune. Bila e bilă, cu bila multe nu faci. De ca câte like-uri poți să adună o poză cu Galina și cu Florile și câte like-uri adună o poză sau pe o stare despre convenție. Îți dai seama? Hai să-l încurajăm atunci pe Igor Dodon să nu se gonească după like-uri, dar să se gonească după... Galina. După Galina, da. Ok, mersi foarte mult, Veronica, mulțumim, o seară liniștită, sănătate. Noi am fost în legătură directă cu Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale Viața Fără Violență în Familie. Încă o dată mulțumim dacă veți găsi această petiție pe net și o veți semna. Fiecare din semnăturile voastre va însemna foarte mult versus acele 5.000 de semnături venite din partea unui cult religios care se opune vehement semnării ratificării acestei convenții în Moldova. Noi vă amintim, urmăriți emisiunea Internetul Grăiește, o emisiune despre Moldova văzută de departe prin internet. Puteți să ne mai dați câte un like și câte un share ca să afle mai multă lume despre noi. Înțelegem? Trebuieți să faceți lucrul acesta, mai ales că noi în continuare vom vorbi despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută în emisiunea noastră, da? Nu știu, gust amar, persistă, eu mă duc la baie. Săptămâna trecută, prieteni, noi v-am atras atenția în cadrul emisiunii noastre, pentru că suntem în emisiunea Internetul Grăiește, respectiv urmărim ce se întâmplă pe orizonturile internetului. Am atras atenția voastră asupra unei postări făcute de angajata NTV Moldova, Elena Pahomova. Vă amintiți despre acea postare? Da, eu zic să o arătăm, să amintim oamenilor despre acea postare care... a apărut în spațiu public, chiar dacă pe un cont personal putea fi văzută de toți oamenii care urmăresc acest cont, o postare la adresa domnicăi Manole, dar mai exact la adresa... Pârlui. Nu, asta e o postare care mergea direct în rădăcini. Păi tu rădăcina Pârlui. Da, ia uite, lumea o vede. Este, da? Da. Deci e o postare prin care angajata NTV Moldova vorbea despre faptul că președinta Curții Constituționale se pare că comite niște ilegalități pentru că își vopsește rădăcinile Pârlui nu singur acasă la ce salariu primește, ce apelează la serviciile unui frizer și dacă încalcă măsurile de carantină, înseamnă că încalcă legea, iar dacă încalcă legea, înseamnă că din cauza asta și cele 200 de milioane au fost pierdute tot din același motiv, din cauza unor ilegalități. Și recomand Organizația Mondială a Sănătății, dacă ți-ai vopsit părul pe timp de pandemie ilegal? Ce recomandă? Jneaps o postare pe Facebook doar pentru prieteni. Păi, iată, drept urmare a faptului că noi am menționat despre această postare pe internet, ne-am pomenit cu un val destul de mare de atenție, unul care ne-a surprins pe parcursul acestei săptămâni. În smisle, NTV Moldova a venit cu un comunicat de presă în urma emisiunii noastre. Păi, dar trebuie la oameni să le povestim. Știu, eu încă la mine ca fierbe în Sanger și de asta. Nu știu ce să fac. NTV Moldova și exprimă îngrijorarea, spune textul acestui comunicat, în legătură cu acțiunile de urmărire a colegii noastre, jurnalista Elena Levitskaya Pahomova. Colegii noastre sunt NTV, zici, nu noi. Da. Motiv pentru asta a servit postarea închisă de pe pagina personală pe o rețea de socializare. Autorii emisiunii difuzate de postul TV8 Nata Albo și Andrei Bolocan au făcut public această postare și, atenție, date personale ale jurnalistei. Smisle date personale. Atunci când noi intrăm pe profilul cuiva de pe Facebook, intrăm pe profilul meu de pe Facebook, da? Hai să-l arătăm, să-l vadă lumea. Că, de exemplu, noi am intrat... stai o leacă. Așa, dacă noi suntem pe profilul meu de Facebook, da? Mm-hmm.
Se vede? Da. Aici scrie Andrei Bolocan, nume, produc lumina, familia după mama tatălui din mamă, numărul de follower, faptul că am postat live-ul, care sunt exact datele personale care sunt pe pagina de Facebook. Noi nu ne dăm seama. Și nu ne dăm seama și îi se pare în TV-ul și Eleni Pahomova că noi am arătat. Noi am arătat numele. Poate noi, noi la un moment dat am arătat ochelarii și părul ei. Da, asta date personale. Păi, scuzați. Iată, aceste date personale se pare că nu se permitea să le difuzăm, dar tot în acel comunicat al NTV Moldova s-a mai menționat următorul lucru, că noi, mai mult, i-am îndemnat pe telespectatori să o găsească pe Elena. Acest îndemn a provocat hărțuirea și urmărirea hățuirea, jurnalistei. Hățuirea, scrie hățuirea, citești corect, nu minciuni, hățuirea, scrie. Hățuirea, da? Care a devenit victima unor expresii discriminatorii și xenofobe. Minciună. Eu vreau să citez exact fraza pe care eu am rostit-o personal săptămâna trecută în emisiune. Această frază suna în felul următor. Vă propunem, nu vă chemăm, nu duceți-vă, vă propunem să o identificați pe Elena Pahomova pe Facebook și să-i scrieți în privat tot ce credeți despre deducțiile sale schizofrenice. Despre deducțiile sale. Pentru că se pare că totuși acel mesaj... Tu n-ai tăcat persoana, tu ai tăcat deducțiile. Bine, Andrei, e pe muchii de cuțit și oricine poate să interpreteze fix... Și tu cu cuțitele te joci binișor la bucătărie, am observat. Fix limitele orizontului său. Păi, iată, eu aici vreau să spun următorul lucru. Prieteni, să zicem că Elena Pahomova pe noi nu ne cunoaște, dar voi ne știți nu de un singur an. Mai exact, aproape de 3 ani de zile, noi de nenumărate ori, în diferite ocazii și în diferite circumstanțe, foarte clar și evident am curmat orice fel de atacuri la persoană pe motive etnice sau discriminarea persoanelor pe motive etnice. Și voi știți că au fost situații diverse în care mulți dintre voi n-au fost de acord cu părerea noastră, dar cu toate astea era foarte clar că noi niciodată și niciun context, nu vom încuraja discriminarea sau hărțuirea cuiva pe motive etnice, că vorbește o limbă anume sau că provine dintr-o țară anume sau că culoarea pielii e una sau alta și așa mai departe. De asemenea, de nenumărate ori, în cadrul emisiunii Internetul Grăiește, noi am condamnat orice gen de agresiune verbală sau fizică, online sau în viața reală. Și voi știți foarte bine, noi luam postări întregi despre femei bătute, despre femei care au fost supuse unei violențe casnice, unde erau comentarii de tot tipul. Și noi vorbeam despre faptul că nu se poate, nu se poate, asta nu este corect. De aceea să ne acuzi pe noi, cei care tot timpul am promovat orice, adică mai bine zis, am condamnat orice manifestare de genul ăsta, să ne acuzi pe noi că mențiunea acestei postări a fost, de fapt, a avut la bază cum se numește asta? Răjganie mieșnaționalnei, da, corect? Răjganie mieșnaționalnei rozni? Este un nonsens, pentru că cei care pe noi ne cunosc și ne urmăresc știu foarte bine care este atitudinea noastră față de aceste subiecte. Hai să știm mai departe. Da, aici declarații, hai. Cineva s-a chinuit, o scris, hățuire, dar tu nu citești mai departe. În plus, în emisiune au fost utilizate imagini cu copiii Elenei, fără acordul părinților. Aici de domnul ar fi spus, care? Fără acordul părinților, fapt ce reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor. Stai o leacă, noi am intrat pe profilul Elenei de Facebook. Profilul Elenei de Facebook, printre altele, mai conține și poză copiii ei. Noi presupunem că sunt copiii ei, noi n-avem cum să știu. Erau acolo printre multiplele poze și niște poze cu niște copii. Dacă acești copii s-au pomenit acolo, probabil că ei au fost postați acolo de mama. A utiliza pozele cuiva, asta înseamnă să iei intenționat o imagine, să o difuzezi în anumit context. Ceea ce este o minciună în cazul nostru, pentru că noi nu am luat imaginea niciunui dintre copii și nu le-am folosit mai ales pentru a dezbina oamenii sau a-i trimite ca să o hărțuiască pe Elena pentru un motiv sau altul. Faptul că Elena probabil nu știe care e diferența între globusul ăsta pe Facebook, da? Și simbolul acela cu drugii, asta o să facă pe viitor să fii mai prudentă dacă ea nu vrea să arate. Dar chiar și în aceste clipe, cel puțin până la pregătirea emisiunii, dacă cineva care nu este prieten, și apropo, eu nu sunt prieten cu Elena Pahomova și ea m-a deblocat recent pe Facebook, probabil a vrut și ea să vadă și mai postez și eu i-a făcut dor, așa că Elena, спасибо тебе огромное. С лакримой на окю. Тебе в лицо. Спасибо, Елена.
Stai, n-am terminat. Da. Globul ăla, da? Chiar și în aceste clipe, dacă intrați, vedeți că sunt poze. Nu știu, poate ceva s-a modificat între timp. Dar cât pregăteam emisiunea, se putea intra oricine de pe orice colț a planetii, căutând Elena Pahomova pe Google, dai printre căutări și de profilul ei pe Facebook și vezi aceste poze publice, accesibile tuturor. Așa că scuză, îți pare irelevant încălcarea drepturilor copchiilor. Paiehăle, dar mai departe, următorul ne îți pare fantastic, că următoarele rânduri pur și simplu... Noi... Stai că până ajunge acolo trebuie să mai spunem și un alt lucru. Elena susține că postarea sa era privată și că ca și cum noi n-avem voie să difuzăm o postare privată atâta timp cât ea este în spațiu public virtual. Dar când ai 5.000 de druși și 3.490 de followeri, postarea continuă să mai fie privată? Ne întrebăm noi. În orice caz, am vrea să vă spunem următorul lucru. Noi respectăm viața privată a absolut tuturor, dar totodată angajata NTV Moldova, care printre altele mai este și președintele Comisiei pentru Mass Media pe lângă președintele Igor Dodon, adică este omul care nemijlocit îl consultă pe președintele țării pe subiecte legate de mass media, acest om trebuie să accepte o ingerință mai largă în viața sa privată, în virtutea activității sale care o desfășoară și prin care difuzează mesaje care, fiind expuse în spațiul public, uneori, de exemplu, se bucură de un interes public ceva mai sporit, ceea ce s-a și întâmplat de fapt. No, hai să mergem la ultimele rânduri aceste declarații, mi se pare fantastice și mă bucur că probabil totuși asta e, trebuie sus să scrie atenție pamflet, pentru că la urmă chiar mori de râs. NTV Moldova, post de propagandă, post de televiziune de propagandă, care în 120 de cazuri de buletine de știri susține guvernul Dodon, socialiste, NTV Moldova sprijină libertatea cuvântului și pluralismul de idei. Voi vă dați seama, omul care tapa asta și face publish pe site spune: stai uleacă, uite ce-ți scris, te vă zbor de râs. NTV Moldova, canal de пропаганда. Здравствуйте, я пчела, мне не нравится мед. Ce-i asta? Probabil Mart Căciuca Mutare notează ceea ce spun eu ad literam, cum s-ar zice, și lui nu-i place și el consideră că asta e piticlasnă umor, sau cum el zice, pitizvăznășnă umor de clasa 5, mai scurt. Dar probabil cineva apreciază umorul celor la NTV, care cred că ei susțin pluralismul de idei și atenționează că dezbaterile trebuie să bazeze pe respectul reciproc în cadrul codului deontologic și nici de cum să nu incite la ură. Care dezbatere? Nici fel de dezbatere nu a fost. Femeia a publicat o băcățică de surrealism despre rădăcinile părului președintelui curții constituționale. Noi am grăit despre asta. Free speech, free speech, pâine chirpici. Ați auzit de free speech? Rimează cu pâine chirpici. Ați auzit de free speech? Noi ne-am apucat să grăim despre asta. Elena s-a simțit atacată în privat. Cu toate că noi, pur și simplu, am propus oamenilor. Asta era nata. Știi, diferența mare dintre a îndemna și a propune. Vii tu unul ospiții la cineva, e mă, pandemie, nu vii, dar e că îți propune om o sticlă de gin roșu. Tu zici, ei, uite, a s-o refuz. Dar dacă te îndeamnă să bei, înseamnă că ne uvăjaiești și o să bei. Așa că, prieteni, sunt multe, multe aspecte frumoase. Dar asta, iarăși, e doar din partea NTV-ului noi ne-am bucurat de atâta atenție. Ne-am bucurat de atenție din partea unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Domnul Grigore Novac, de exemplu, a scris că suntem clovni. Și eu nu știu, asta și e, asta e de rău și e clovn. Sunt sute de mii de clovni pe întregul glob pământesc. Sunt academii de circ în lume, cu oameni care termină niște studii și devin clovni și după asta lucrează. Asta el a vrut-o ca pe o... Ca pe ofensă, Andrei. Este în sens peorativ. Dacă în Samolski aprav, dacă nu scrieți despre noi umoristă, noi am luat-o ca pe un compliment. Noi de ani de zile încercăm. Uneori chiar zici, nat, mă crezi ca sfibă de râs. Și nata, nu, n-a sfibă. Și că peste 3 ani, măcar că în Samolski aprav, o apreciat și a zis, umoriste, că asta negativ. Una din alte păreri care a răsunat foarte des era că noi suntem plecați din Moldova. De asta rot gurițul, zacroi, n-ai voie. Odată și ești plecat din Republica Moldova, n-ai voie să dai cu părere din Republica Moldova. Tu știi despre asta. Asta e un principiu, asta e scris clar în Constituție. Mergi cu mașina, ajungi la Vama Leușeni, zici, nu știu, la revedere și nu mai ieșit și ai uitat ceva, ți-ai mintit de viceu, de exemplu, de la Vama, știi? Și vrei să dai cu părerea și Vama și... Ei! Stănăviți! Nu te-a dat cu părerea, plecat în România, nu te-a dat cu părerea, înțeles?
Deci n-ai voie să dai cu părerea dacă ai ieșit din țară. Mi se pare fenomenal asta. Sau îți amintești, de exemplu, la aeroportul național, Chișinău? Internațional. Internațional, Chișinău, da? Este acolo așa o poartă din ursuleț, family line, da? Și cum se întâmplă de obicei? Vii cu copiii așa, obosit, cu cărucioru, vii acum, te duci repede la family line și hop, înaintea ta un rând întreg de oameni care n-au nicio treabă cu familia și cu copiii. Și tu începi să te indignezi, dar tu încă n-ai trecut hotarul. Nu, ștambila nu-i pusă. Tu începi să te indignezi, de ce n-ai oamenii ăștia noștri să așa de nesimțiți, că asta e linia pentru părinți. Și începi așa să te înfui și să compari, dar uite oamenii în străinătate să respect. Dar omul acela care îți caută pașaport spune, liniște. Da. Până nu prezinți pașaportul, nu ne indignăm. Nu, dar să vedeți. Ne indignăm numai de partea cealaltă de linie. După această emisie, Elena Pahomova, nici măcar, ea n-a să pomenească, niciun cuvânt n-a zic despre ce se întâmplă la Moscova, despre parada de Viatava Maia, despre prezident Vladimir Putin, pentru că ei în Moldova. Nu pot să critici ceva ce departe și nu în Moldova, fiind în Moldova. Asta e logica, așa-i? Ei, și ne-am mai mirat de multe sclipiri de logică, bineînțeles, care au strălucit pe interneturile moldovenești. Până la urmă, cum zic, am rămas și noi așa, știi, colecții învățate. Poate într-adevăr, poate am cerut prea mult de la oameni, poate am cerut prea puțin, poate pur și simplu trebuie să venim cu un model de mesaj pentru Elena, ca fiecare să-l replici și atunci să știm sigur că lumea îl scrie în privat, știi, și atunci nu se supără. În orice caz, noi am considerat corect să o contactăm pe Elena, să o invităm la noi în emisie, să-i spunem, Elena, ea ca spune, ce concret s-a întâmplat? Tu ai exprimat o părere... Ei iar m-a blocat! Te-a blocat, da? Gata, nu plânge. Eu vreau da muzei scriu, ce fignea? Gata, lasă. Andrei, nu, asta nu este atât de esențial. Noi, i-am propus angajatii în TV Moldova să intre cu noi în emisie, să stăm de vorbă, să auzim ce a supărat-o atât de mult, că doar nu poți scrie asemenea păreri halucinante și te aștepți ca toată lumea să-ți trimită floricele în comentarii. Pot fi diferiți oameni cu diferite opinii, numai că Elena a ignorat invitația noastră. Noi am trimis-o și pe Facebook, noi am trimis-o și pe mail, nu ne-a onorat ea pe noi cu un răspuns. În schimb, a preferat în fel și chip să construiască imaginea de om care suferă de pe urma discriminării etnice. Adică, în loc să focuseze atenția comunității sale pe acel mesaj halucinant, toată lumea și-a focusat atenția pe un atac la adresa unei jurnaliste vorbitoare de limbă rusă. Și aici, pubuh, pentru că orice poți să ne incriminezi. Dar poți să ne incriminezi, dar cu siguranță. Nimic nu are nicio legătură cu tot ceea ce a încercat Elena în aceste zile să construiască pe rețelele de socializare. În contextul ăsta eu aș vrea să-i spun Elenei, eu am avut norocul odată să aud un banc foarte bun, у одного русскоязычного друга моего, я услышала этот анекдот. Банк, услышала этот банк. Этот банк. И мне показалось, что он очень хорошо вот в этом контексте прозвучит, дорогая Елена, а анекдот звучит примерно так. Муж с женой общается, и в один момент что-то они там не согласны друг с другом. Опа. И муж говорит жене, дорогая, ты не права. Лакари жена говорит, ах, я не права, ах, я вру, ах, я вру, значит, я брешу, ах, я брежу, значит, я собака. Мама, он меня сукой назвал. А что ты говоришь, то врубит елку дэнса? Да. Iată, cam asta este situația cu tot ce s-a întâmplat în această săptămână. Și в конце, дорогая и уважаемая, doamna Елена, скажем вам следующее. Не надо переводить стрелки со своих чудесных высказываний про корни на ксенофобский буллинг. Потому что если вы хотите заниматься этим, то, пожалуйста, без нас. А если вы будете продолжаться заниматься разжиганием национальной розни, то тогда нам придется обращаться в органы. Спасибо вам большое за внимание. Шмулта-мулта санатати тутурор приятенелор. А нам до органов не так далеко. Я утром был в душе, я как бы уже видел органы, они слышат меня. И мои приказы. Да, я примаркат на час сатамыны комментарии мултулуми мачита пимини. Да, приятен, так вы кунашите интернету греешь, так мы кунашите пимини. А здесь я юморга нечто депортер лирича, сюрреалисты,
foarte, cum să zic, foarte imposibile de transcris pe foaie și de luat în serios. Dar cineva îndrăznea să ia asta în serios și să se întrebe, dar oare este aici glumă sau nu? Așa că hai să terminăm cu o poezie. Hai să concim să stihui. Stiha? Стихотворением. Стихотворение для Елены. Да, я писал всю ночь и подготовил стихотворение. Ты, наверное, слышишь, что это сюрприз. Для да, тебя для сюрприз. Меня это сюрприз. Поверь, для меня тоже. Угу. Потому что я сейчас написал, когда практик с головой. Значит, так называется стихотворение. Чтобы брать всерьез. Дорогая Елена, для меня у тебя стих. Тебя расхожу. Слышишь их? Что происходит такой зной? Это мы, это изгой. Есть ветер, есть чуждо, а есть суета. Есть рыба, а есть моя чешуя. А главное то, погода в доме, а все другое суета. Я сперк что Март Качуков транскрис этот месаж, чтобы трансмис русскоязычной Елене. Да. Prieteni, vă îndemnăm în general în viață cât mai des să luați tot în serios și când vine vorba de NTV, mai ales ultimele abzațe, gen noi susținem pluralismul de idei, e că acolo să începeți să râdeți. Și noi reiterăm, descurajăm orice formă, dar orice formă de violență verbală, violență fizică, orice gen de violență legată de etnia unui om, indiferent ce etnie are el. Și apropo, nu doar de etnie, orientare religioasă, sexuală, rasă. Nu, așa nu. Noi ne legăm de idei, noi nu ne legăm de oameni, dragă Elena. Și țineți minte asta. Asta e. Asta e. Da. Da. Ce? Mai avem subiecte în această da, emisiune, măi, săptămâna aceasta, copiii, absolvenții de licee s-au bucurat pentru că va fi anulat bacul. De fapt, nu știu dacă toți s-au bucurat, pentru că se pare că lumea s-a împărțit în două tabere. Cei care chiar s-au bucurat ca după două luni de vacanță să nu aibă nici bacul și cei care s-au întristat, care, de exemplu, mizau pe acest bac ca să-și crească notele de absolvire a școlii, care mizau pe acest bac știind că, de exemplu, ultimii ani au fost mai slăbuți și erau gata să se pregătească mai bine ca să ia bacul. Eu știam sau, copii, de exemplu, cei care n-au luat bacul anul trecut și care mizau foarte mult, măcar anul acesta să-l ieie. Da. Eu țin minte că părinții veneau, eu când absolvam, a mei n-au venit, dar părinții multor copii veneau atunci când trebuia să susții examenul de bacalaureat și poate mulți copii, de exemplu, nu și-au văzut de mult timp părinții și de asta mizau pe examenul de bacalaureat să-și vadă părinții dimineața. Noroc, mamă, tată. Asta, da, da. Dar nu a fost să fie. În România, mai tine că e doar proba orală deocamdată este mai mult decât anulată. Atât, vreau să-ți spun, inclusiv ministerul nostru se pregătește totuși să le ofere celora care nu au dat bacul anul trecut să le ofere o alternativă în scris a bacului, dar asta undeva cam pe la sfârșit de luna iunie. Noi însă am stat și ne-am întrebat, dar dacă l-am întrebat pe prietenul nostru Valera Atcat, ce crede el despre această noutate? E nevoie în general de bac sau nu? Pentru că cel puțin socialiștii cu mult triumf au anunțat această noutate, ea cumva regăsindu-se în agenda președintelui Igor Dodon încă de pe vremea campaniei electorale, când el promitea la alegătorii săi că dacă l-aleg, el va anula examenul de bac. Și ții minte atunci veteranii de-a doilea război mondial cum se bucurau că nu o să aibă examenul de bac. Da, iată. Păi se pare că socialiștii au reușit totuși să îndeplinească acest punct în agenda, iar noi l-am întrebat pe Valera ce crede el despre asta. Aia mai scurtă să mă întreabă Valera și să facem, să învățăm, ori să nu învățăm, ori și oricum. Ia ca și că și bacurile s-au amânat și poate nici nu te-ai de învățat. Eu sunt Valera Atcat, voi știți. Eu cred în rubli. Barsetca trebuie să fie plină de vreme. În viață, dacă vrei să treci ghin, trebuie să te învârtești. Da? Dacă să te învârtești, trebuie să te ducă capul. Nu să-l duci tu pe dânsul. Nu să ai capul numai să nu te ploaie în gâte. În viață trebuie să știi ce faci. Trebuie să știi ce faci, nu să faci știi. Așa spune profesoara mea de matematică. Bună femeie. Eu voi spune așa ei. Pe vremea mea nu erau bacuri, că eu le luam mai pitătii dacă trebuie. Da? Dar și legat de funcții, de matematică, de astea, eu pitătii le-am făcut ei. Dă-te într-o parte, cu logaritm și cu astea. Înțelegi? Un elev de clasa 12 e ca o mașină. Da? Mașina ca smart, trebuie să-i tot benzină. Da? Unii stoarnă benzina în bac. Ai bac, ai benzină. N-ai bac, n-ai benzină, nu mergi, înțelegi, mai departe. Da? MV pătrat pe 2 energie cinetică, ține minte, dat și prin totdeauna.
Dar și zgrăii mei, unii nu te întoarci, trebuie bacă. Da? Te pornești la o loiniță, să faci un dilem, trebuie bacă acolo. Vrei duci la o feticicană, la molovat acolo, pe niestru, treci frumușel, trebuie să iei bacul și să ții deasupra față. Dacă nu ai bacă, te duci la funde ca o chiatră și te vârcolești prin algele și alea. Înțelegi? Hai mai hodiniți, vă lăsăc la anul de-am luat-l pe amândoi, că nu se grămădească, așa pe mine e greu de dus, înțelegi? Dar până un alt am mai lăsat stocul de mână și puneți mâna pe o sapă și mai trageți țărnul la cartofi și apăți vedea atunci. Cum îmi e ghine, cu rubla în buzunar sau cu mâna pe sapă? Puternic, mesaj puternic. Tu din start ai spus că Valera ne-ar fi prieten, dar eu cred că trebuie să fim prudenți, trebuie să fim distanți. El este un expert. Noi avem nevoie de voci, treze, experți, care după asta să fie citați de alți experți. Mulțumim, Valera, pentru părere. Țineți minte, bacul e important nu doar pentru că examenul în altă logaritm mătrat. Dar fără bac nu mergi mai departe. Ele voi ca o mașină. Eu ți-am minte, eu aveam o iubită care îmi spunea, băi, și motor tu ai și... Ți-am minte? Mm-hmm. A, nu. Tu nu ți-am minte, iubita mea. Cum, ți-am minte? Eu eram aceea. Deci s-a schimbat. Măi, Andrei, măi, dar ce memorie scurtă ai tu? Nu numai memorie, Nata. Ia sau ai spus-o tu, nu eu. Ne oprim un pic să luăm aer în plămâni. Tu am impresia că ai nevoie de aer în plămâni, iar eu vreau să vă zic că în această pandemie s-au întâmplat și niște lucruri foarte frumoase. Oameni care s-au mobilizat în comunități și care s-au gândit nu doar la securitatea lor, ci și la existența, supraviețuirea unor oameni ajunși în stare de precară financiară, economică, în special e vorba despre pături vulnerabile. Bătrâni care nu au copii care să îi îngrijească, bătrâni care au fost lăsați de izbeliște și iată că diversi tineri s-au mobilizat în niște comunități ca să se asigure că acești bătrâni au ce mânca. Au scutece, de exemplu, are cineva care măcar o dată pe săptămână să le facă o vizită, elementară vizită acasă. Da, eu încerc să iau legătura acum cu... vreau doar să mă asigur. 1-2-1-2, ne auzim, ne vedem. Stai un pic. Un buton, al doilea buton. Salut, Jazgul! Cu noi în legătură e Jazgul Orozov. Orozov, Jazgul, ajută-ne, te rog frumos, ajută pe cei care ne urmăresc să afle care este originea numelui tău. Nu putem să trecem cu vederea acest aspect. Da, m-am născut în Kârgâstan, în Asia Centrală. Și deja m-am mutat în Moldova când eram mică. Am înțeles, ok. Ești de-a noastră, ca să înțelegem. Vorbim da. Pe moldovnești, nu românești, ca în Kârgâstan. Ok. Jazgul, povestește-ne, te rog frumos, cu ce vă lăudați voi la inițiativa civică și, în general, cu ce te ocupi tu, care sunt cifrele cu care vă lăudați, cine sunt beneficiarii voștri? Da, inițiativa Împreună împotriva COVID-19 s-a format ca răspuns la situația de criză care s-a creat. Noi suntem o rețea de voluntari și voluntari care acordă suport persoanelor care sunt în grupul de risc. Deci cum funcționăm noi, deci sunt persoanele care au nevoie de ajutor, ele apelează la linia verde care avem, aici merge, este numărul 08-5090. Hai să încerc să arăt și eu asta pe ecran, da, continuă. Okay. Voluntarii noștri recepționează apelurile și deja le înregistrează și de acolo este o altă echipă care face legătura voluntarilor cu beneficiari. Și într-un timp foarte scurt, cât mai repede posibil, face sau efectuează sarcina de aprovizionare cu produse alimentare, cu prânzuri, medicamente și alte materiale indispensabile pe care beneficiarele solicite. Jazgul, în acest moment beneficiarii voștri sunt doar chișinăuieni, da? Voi vă ocupați doar de Chișinău? Sau reușiți? Da. Până când? Dar ce ar însemna să vă extindeți pe țară? Mai mulți voluntari, mai mare buget? Ați stat și ați calculat asta? Da, noi discutăm și purtăm multe discuții referitor la acest subiect și avem solicitări din toate zonele Chișinăului. Noi avem nevoie ca să găsim persoane locale care să poată să gestioneze linia verde sau să gestioneze lucrurile din localitatea în care ei se află. Deci noi nu putem să acoperim, noi suntem doar 500 de voluntari din Chișinău sau majoritatea voluntarilor sunt din Chișinău
Deci avem nevoie de centri, de tineret, voluntari din locuri, din toate zonele Chișinăului ca să poate să implice. Dar eu personal am auzit de cazuri similare, de exemplu la Bălți, un grup de tineri se ocupa de asta, era un grup la Tiraspol care se ocupa de același lucru. Voi puteți să creați o umbrelă de organizații și de grupuri de tineri care fac asta, nu? Noi planificăm asta sau încercăm, discutăm, purtăm discuții despre asta, da. Care în dar această clipă? Vrei? Vreau să întreb și eu pe Jazgul, salut. Spune-ne, te rog, acum odată cu anularea stării de urgență, activitatea voastră ea va continua să se desfășoare sau odată ce aceste măsuri, unele dintre ele au fost anulate, deja nu mai este această necesitate? Pentru că întrebarea mea este, oamenii pe care voi ajutați, ce se întâmpla cu ei până la pandemie? Cine se ocupa de ei? Deci chiar până la pandemie, probabil pandemia au fost, aceste probleme existau, sărăcie existau, oameni erau oameni care imobilizați, oameni la pat, care nu dispuneau de ajutor și eu cred că pandemia de fapt a evidențiat problemele astea. Noi continuăm chiar și cu relaxarea restricțiilor. Da, deci o să continuăm, dar și așa cum ați spus și voi de la început, numerele sunt în creștere, deci asta de fapt confirmă încă o dată că noi trebuie să ne continuăm activitatea, o să crească și solicitările, o să crească și nevoia, deci noi nu ne pregătim să ne stopăm aici. Eu văd că în continuare este deschisă campania voastră de donații pe chaft.org, da? În afară de asta, cum pot contribui oamenii care acum urmăresc acest interviu? Cum pot să, în afară de linia verde, poate, în afară de pagina voastră pe Facebook, în afară de a intra și a vă contacta, cum pot contribui oamenii pentru a ajuta inițiativii să continue? Noi continuăm să facem apeluri și la voluntari care se poată să implice. Avem nevoie de voluntari care să livreze prânzuri. Echipa Velichi are nevoie de voluntari acolo. Avem echipa care livrează prânzurile pe biciclete. Sunt persoane care cu transport care poate să livreze. Deci avem nevoie de voluntari, avem nevoie de persoane care să poată să implice. Mai este și noi încercăm să facem... să găsim soluții mai sustenabile și asta înseamnă să facem parteneriate cu diferite organizații care ele și până acum s-au ocupat de așa gen de proiecte cu livrarea produselor sau dar pe un timp mai îndelungat. Deci noi și deja suntem, colaborăm cu diferite organizații, învățăm de la ei. Am văzut că ați menționat și parteneriatul cu autoritățile moldovenești, cu serviciile de asistență socială, de exemplu. Ar însemna asta că totuși există șansă ca să deschizi niște uși la autorități moldovenești și să ai parte de informații relativ obiective apropo de persoane care pot fi ajutorate? De ce întreb eu asta? Pentru că săptămâna trecută noi vorbeam cu doamna Ana Guțu, angajată a Guvernului din România, care spunea că cerea Ministerului Sănătății date despre cu ce ar putea să vă ajute România, umanitar vorbind, și Ministerul nu i-a răspuns. În cazul vostru, iată, voi sunteți niște brațe care vreți să ajutați. Autoritățile răspund, colaborează cu voi? Deci noi avem parteneriatul care îl avem cu autoritățile, mai mult presupune coordonarea listelor de beneficiari. Deci noi, ei au informația asta de foarte mult timp, noi am mai prelucrat-o, deci ei ne direcționează la persoanele care au nevoie. Noi mai avem și linia verde la care persoanele sună care au nevoie, dar noi mai avem de asemenea și call centru, asta este o bază de date în care voluntarii noștri, este o bază de date foarte mare de câteva sute de mii de persoane care se află în grupul de risc sau persoane care au nevoie și voluntarii noștri sună zilnic și ei întreabă cum sunteți, de ce aveți nevoie, aveți resurse, din ce să mâncați. Deci colaborarea noastră cumva cu Direcția de Asistență Socială cel mai mult merge pe coordonarea listelor de beneficiari. Jazgul, noi îți mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Numai bine, sănătate, aveți grijă, protejați-vă, mai ales în perioada de pandemie și eu tare sper că după această perioadă oamenii se conștientizează cât e de important. Mie asta mi-amintește de proiectele din state, din Canada, din Meals on Wheels, când pur și simplu se stabilește că statul și societatea civilă acoperă niște necesități care nu pot fi acoperite de altfel pentru persoanele neajutorate. Așa că
Multă putere vouă! Și mulțumim foarte mult, Jazgul, și întregii echipe tuturor voluntarilor pentru inspirație, pentru că în aceste vremuri grele voi găsiți în voi, nu știu de unde, este atât de admirabil, găsiți în voi putere și dorință să vă implicați ca să-i ajutați și pe alții. Ascultam zilele acestea la radio, la Radio Public Canadian, prezentatoarea vorbea despre voluntarii care s-au infectat de coronavirus și care erau întrebați dacă în pofida faptului că s-au infectat ar merge în continuare să facă voluntariat la spitalele din regiune, la tot felul de centre în care ajută oameni în situații dificile. Și știi, bineînțeles că răspunsurile oamenilor erau da, acum sunt infectat, stau acasă, respect carantina, dar cum mă fac bine, revin tot acolo. Voi puteți să ne povestiți în comentarii în cazul în care, nu știu, cineva spune că binefacerea preferă tăcere și modestie. Eu deloc nu sunt de acord cu lucrul acesta. Dimpotrivă, eu cred că lucrurile bune este foarte, foarte important să devii o sursă de inspirație pentru alții. Cum prin modestie și tăcere poți să inspiri pe alții? De exemplu, donatorii Fundației din Suflet al Galina Dodon, până am mutac de 3 ani, inspiră pe alții? Nu știm dacă îi inspiră, dar cu siguranță atunci când îi auzi despre alți oameni că fac lucruri frumoase, bune, din intenții frumoase, parcă te începi și tu să te întrebi tot felul de lucruri de gen, dar eu ce-am făcut bun pentru alții? Eu ce-am reușit? Cu pe cine am reușit să ajut? Și în felul acesta, cumva îi provocați și pe alții să-și pună aceste întrebări și să vrea să se implice. Așa că eu sunt pentru a vorbi despre binefacerea pe care o face fiecare dintre voi. Lăudați-vă și încercați prin asta să inspirați și pe alții. În următoarele clipe vreau să vorbim despre ceva care, o subiect pe care l-am invitat noi în aceste săptămâni, din frică, bineînțeles, că noi am citit, am intrat pe profilul lui Ion Varaniță, profilul lui Johi Davis, Johi Black, cum îi mai cheamă pe ăștia, și am înțeles că mor nu doar pițigoii, dar și pițipoancele de la antenele 5G și noi ne temeam să vorbim despre asta, cu toate că am auzit în anumite surse că nu sunt atât de periculoasă. Noi încă n-avem curajul să vorbim deschis despre asta, verificăm, citim subiecte, dar sunt niște tineri în Chișinău care s-au apucat să facă o campanie de informare. Pentru că se adună, dragii mei, se adună tare multe mituri și noutăți care te trag într-o plasă speculativă de asta în care ești numai cu frica, dar cu puțină informație și înțelepciune. Vreau acum să discutăm cu Margareta Diacenco, hai să ne asigurăm, doar o clipă, Margareta, eu vreau să mă asigur că te vedem. Margareta reprezintă Fab Lab Moldova sau Chișinău, de fapt, și ne va vorbi astăzi, așa pe scurt, despre o campanie de informare, da? O campanie de informare pe tema impactului 5G-ului. Trebuie noi să ne temem de antenele 5G. Într-adevăr, de la instalarea acestora, cărăbușii încep să devină fluturi. Sau, totuși, există niște adevăruri demonstrate, științifice, există niște surse de informație credibile și iată că Margareta astăzi poate ne oferă mai multe detalii. Salut, Margareta! Spune-ne! Ce păsări mor de la antenele 5G? Salut, Nata, salut, Andrei! Noi cu echipa FabLab am hotărât să facem această campanie de informare pentru că și noi nu suntem acei experți în domeniul tehnologiilor, în domeniul 5G. De asta am hotărât să sunăm să contactăm anumiți oameni specialiști în domeniu care au testat această tehnologie, care au avut de-a face cu asta, care sunt instruiți în asta și de ce nu oameni care sunt, care ca și voi fac ironie din anumite noutăți de la acești Katie Black și Johi Davis. Asta înseamnă că voi de fapt porniți la drum fără o certitudine. Voi nu sunteți siguri că asta e, cum zic, că e, nu provoacă nicio vătămare. Voi vreți să descoperiți asta împreună cu cei care au păreri științifice, da? Desigur, și până când nu a fost demonstrat că asta este periculos pentru sănătate, am avut chiar și un interviu cu Dumitru Ciorici, fondatorul Agora, dumnealui a testat 5G-ul, a fost la compania Huawei din China, a spus că e tot ok, s-a întors bine sănătos, nu a murit niciun hulup pe lângă el, deci... Trebuie să vorbim noi cu Dumitru. Noi am văzut că Dumitru are numărul lui Igor Dodon în telefon, noi am auzit acolo într-un live. Nu știu, e ceva acolo la mijloc, sigur. Am înțeles, dar care sunt miturile pe care vreți să le combateți? Aveți deja un set de mituri care ați văzut că apar preponderent pe internet? Da, lumea cel mai mult crede că această frecvență pe care operează 5G-ul emană radiație negativă, nocivă, dar nu este adevărat, ea este
un fel de update la 4G, este ceva mai performant, ceva care tu descarci mai repede și viteza de descărcare și uploadare este mai rapidă, este doar o versiune mai nouă, nu este nimic, așa spunem, nu este nimic periculos. Ca să ajungi la o undă periculoasă, îți trebuie frecvență de 100 de mii de ori mai mare, la când trebuie să ajungi, așa că nu avem ce să ne facem greș. Da, dar o întrebare așa mai globală, dar noi avem nevoie de aceste viteze sporite? Că până, e deja e destul de bine ce și este. Noi vrem și mai repede să folosim internetul. Sau poate noi trebuie să vedem nu doar la indivizi, dar și la industrie și așa mai departe. Eu cred că în companiile mari ei au nevoie de așa viteză pentru internet personal. Nu știu dacă are lumea vreun moft să descarce ceva cu un gigabit pe secundă, poftim. Margareta, dar iată chiar sunt curioasă. Dacă tu spui că persoanele fizice nu ar avea nevoie de atâta putere de internet, iar industriile sau companiile mari ar avea, dar ar avea nevoie pentru ce? Ce ar avea ei să transmită la o asemenea putere a internetului că e nevoie de aceste antene 5G? Eu nu știu, eu nu sunt specialist, dar presupun că dacă e o companie mai mare, ea operează cu un număr mare de date și presupun că ar avea un număr mai mare de megabit, gigabit pentru a descărca anumite chestii. Dar, de exemplu, 5G-ul permite să transmiți prin puterea lui oameni de pe un teritoriu pe altul? Ei, hai, dar cât e că te-ai conectat la 5G și l-ai transmis pe Igor Dodon în Belarus, la Minsk. Nu? Nu e posibil? Igor Dodon are prea mulți G ca să-l transmiți prin 5G. Da, acolo cred că 10G trebuie. Margareta, eu vreau să arăt pagina Fab Lab Chișinău acum. Explică-ne, te rog frumos, ce o să poată să vadă oamenii în următoarele săptămâni. Am înțeles că ne așteaptă o serie de live-uri, o serie de intervenții. Povestește-ne puțin. Da, vrem să facem mai multe live-uri. Până când nu vă spunem nimic, vă lăsăm în suspans. Vă invit să urmăriți pagina Fab Lab Chișinău pentru a vedea mai multe live-uri. Până când puteți urmăriți live-ul cu Dumitru Ciorici, unde am discutat despre influența în media asupra miturile referitoare la 5G. Uh-huh. El face el descifrează aceste mituri, el spune cum să ne informăm corect, din ce surse să ne informăm și ca un martor la versiunii noi de 5G, el spune că e tot ok și e super, adică e ceva incredibil. Chiar acum am observat o postare în care se specifică, frecvențele trebuie să ajungă până la 3 milioane de gigahertz, ca într-adevăr să devină periculoasă. 5G-ul în jur de 30. Da. Margareta, noi îți mulțumim. Tu faci parte din acea generație de fete din domeniul IT spre care atât de mult tinde domeniul acesta în Moldova? Da. Și cum e să fie o fată din IT, Margareta? E posibil? Da, eu am norocul să învăț la Universitate Tehnică și la noi sunt bineveniți toți oamenii care vor să facă IT, fete, băieți, orice. Uh-huh. Ai înțeles? Avem noi șanse să avem vreun Silicon Valley în Moldova? Nu știu, sper. De ce să nu facem un sătuc, de exemplu, Cojușna din Moldova, nu Silicon Valley. Eu am zis ca inspirație. Da. M-aș bucura foarte mult ca aceste investiții, inclusiv ale statului, pentru că domeniul IT este scutit esențial de anumite impozite, deci impozitul este de 7% spre deosebire de alte domenii, anume pentru a încuraja dezvoltarea și înflorirea acestui domeniu. Eu tare m-aș bucura să vedem aceste roade, pentru că, într-adevăr, după cum arată realitatea, încotro ne mișcăm noi, într-acolo ne mișcăm. Foarte corect. Eu cred că noi putem să ajungem să modificăm denumirea satului Izbiște. Izbiște. Da, în USB-ște. USB-ște. Da, și acolo să facă USB-uri zi și noapte numai. Margareta, tare îți mulțumim pentru timpul tău. Mersi pentru intervenție. Prieteni, căutați Fab Lab Chișinău, conectați-vă la live-urile intervențiilor lor, citiți informații științifice apropo de pericolele sau beneficiile tehnologiei 5G. Mulțumim, Margareta, o seară liniștită. Prieteni, mulțumim și vouă celor care aveți răbdare să ne urmăriți până la capăt, pentru că noi în tortul ăsta pe care îl pregătim pentru fiecare zi de vineri sunt feliuțe, da? Sunt feliuțele cu care începem, feliuțele la care trebuie să ajungem, dar noi trebuie să mâncăm tot acest tort împreună, iar una dintre aceste feliuțe este dedicată în exclusivitate patronilor noștri, oamenilor care ne urmăresc, care consideră că ceea ce facem noi este binevenit, important, poate chiar
Смешно. Да. Și юморист PMG. Да, și din cauza asta decid nu doar să ne dea like-uri și comentarii, dar să meargă pe patreon.com și să ne susțină pe fiecare dintre noi pe proiectele sale individuale. Andrei Bolocan produce emisiunea Lumina, Nata Albut face proiecte ca lumea. Eu săptămâna viitoare promit să vă spun ce o să facem anul ăsta cu festivalul Mai Dulce. Tot ce știu deocamdată este că evenimentele pentru mai mult de 50 de persoane vor fi în continuare interzise în Moldova. Se pare că chiar până la sfârșitul acestui an. Eu aș vrea să fiu puțin mai optimistă măcar pentru luna august, dar sunt totalmente de acord că acum nu e deloc timpul pentru evenimente. Iar Igor Dodon chiar a venit și cu o soluție, propunând celor care vor să facă nuntă mare să închirieze 3 etaje la o sală de nunți și să pună la fiecare etaj câte 50 de oameni. Asta el a ascultat sfatul meu în înălțime, să meargă în înălțime. Noi am propus. Eu am propus să facem primul festival la înălțime. Tu ai adunat 5.000 de oameni, perfect, 100 de etaje cât 50. Minunat. Păi iată, mulțumim celor care consideră că noi merităm susținerea voastră financiară lunară. Valeria Ursu. Salut, Valeria, și mulțumesc foarte mult. Asta nu-i Valeria Ursu care vorbește. Asta e Valeria Ursu, da. Sanda, Nadia Savolainen, Iulia Cerevco, Lori Marișal, Valeria... Victor Bivol, ce mai zice? Nicoleta Minciună, Cristina Negru, Vlada, Olga Coman, Doina Ghidilica, Cristina Hristoforov. Fetelor, băieților, mulțumim tare mult că voi alegeți să ne susțineți pe noi. Pentru noi asta este o motivație care începe așa cam să ne roadă ca un vierme, cam prin sfârșitul zilei de marți, prin miercuri, când cineva dintre noi poate zice, băi, dar poate săptămâna asta... Poate săptămâna asta nu facem emisiune. Poate facem altfel. Dar pe urmă celălalt spune, băi, dar avem patroni. Cum? Noi avem niște angajamente. Noi avem oameni care pe noi ne susțin. Noi pentru ei trebuie să continuăm să facem asta. Deși uneori trebuie să recunoaștem că e destul de greu să faci o emisiune ca asta. Când ai 1.000.000 de subiecte, vrei să le bagi toate într-o emisiune, el trebuie să fie și cumva mai special, mai amuzant, mai haios. Ce faci? Notiță acolo. Notiță și crezi că nata. Și ce înseamnă căsnicie? Asta să aduni ani de zile dosarul unul pentru altul. Să vieți, să faci o conferință și aia de presă. Dar tu simți astăzi că e ziua familiei? Eu, în primul rând, am și Father's Day. Și tare n-ar strica o mașină de ras. Atenție, voi să-mi mulțumiți pentru asta. Nu, stai că la tine să... Nu, da, și da, da, dă-mi voie voie să mulțumesc patronilor. Hai, tu mulțumești, dar eu îți fac cofiura. Ok, mă numesc Adolf Bolocan. Vreau să mulțumesc patronilor emisiunii. Oh my god. Povestește. Valeria Ursu, Vasilii Ivanovici, Nick Andrew Bear, cred că am pronunțat corect, Cornel Andreev, Sergiu Hergelegiu, mulțumesc Eugeniu, mulțumesc Gabriela Marulea, Victor C, Lilia Munteanu, Iulia Cerevco. Eu până luni să ajung și să mulțumesc deja și în privat și știu că mulți așteaptă să fac parte din grupul privat al patronilor pe Facebook, așa că o să-mi fac și această datorie. Pur și simplu s-au adunat cam mulți, da. Iată, n-a tot pomenit... Și asta. Ok, Nata a pomenit despre aspectul stilistic, știi, adunătură de știri, nu știi cum să le încadrezi, doar odată pe săptămână îți permit să rogi copchii, stai până așa târziu cu copchii mei mitei. Dar după mine aspectul tehnic e unul foarte stresant. Pe mine o leacă mă doare să am să regisor. Azi tu ai văzut, eu azi o oră am petrecut, pentru cei care ne urmăresc de mai mult timp, ați văzut că noi intrăm adesea cu fâșuit în emisie. Mai, dar lumea n-a în serios. Fâșuitul ăsta, eu azi n-am putut o oră să scap de dânsul. Până acum te lopte în serios. Eu cred că nimeni nu ne mai urmărește cu acest păr. Da. Cu acest păr nu. Eu eram venit cu un nou pseudonim fain de personaj. Artur Coafur sau Iura Șeveliura. Iura Șeveliura e bună, așa? Depinde ce vrea să spună. Da. Dați de știre. Cu toate că eu ieri am văzut-o Coafur, l-am văzut pe Justin Timberlake într-o poză și am zis că, dacă el poate... Și eu putut. Da, dar eu ți-am explicat, la Justin Timberlake nu poți fi numai părul tuns aici. În schimb, el aici își crește barba, dar ție barba nu îți crește. Așa că noi trebuie să folosim, niște îngrășăminte pentru barbă și atunci poți să tuns. Cui e moda asta când scoteai ciolca? Bun, cam asta este, da? Dar tu de ce n-arăți niște... Ce să arăt? Tot niște păr să arăt. Da, e că ce ți-a apărut în carantină? Mie păr, dar ție ce ți-a apărut? Andrei, știi, nu chiar toate se arată la oameni. Sunt zone în care apare câte ceva, dar nu se arată la oameni. Da.
Da, e adevărat. Nu ce, am învățat niște lecții, Nata. Am învățat, da, am învățat. O să fim mai grijuliu cu doamna Elena, nu e normal așa. Nu numai cu doamna Elena, o să fim mai grijuliu în general, pentru că atunci când noi ne adresăm la voi, noi pornim de la premisa că voi sunteți prietenii noștri și voi înțelegeți foarte bine că sunt niște limite care nu pot fi depășite. Da, dar doamna Elena posta pe Facebook cum cineva i-a trimis o cacașcă, știi, simbolul cacașcă. De ce asta e rău? Dar eu chiar și astăzi în comentarii, noi pe de aici voi vă spunem, măi băieți, fete, lăsați discriminarea asta pe teme lingvistice sau nu mai spuneți mie, Nata, nu vorbim lăsați limba rusă. Haideți să fim cu un milion de capuri deasupra acestui subiect. Voi nu înțelegeți că cineva folosește aceste subiecte ca să ne dezbine și rolul nostru este din potrivă. Ori să tratăm chestia asta cu umor, ori pur și simplu să o ignorăm, dar în niciun caz nu ne lăsăm înnecați în mocir la asta, pentru că asta se urmărește de la președinte și până la consilierii pe mass media, toți au, se pare că o agendă comună, să-i dezbine pe oameni cam ușor să-i cucerească. Noi nu putem cădea în această capcană, noi din potrivă trebuie să fim peste ea, de aceea nu ne mai scrieți nouă să nu vorbim în limba rusă, nu ne mai scrieți nouă să nu avem interlocutori de limba rusă, noi îi iubim în egală măsură pe absolut toți, că vorbesc în engleză, că în rusă, că sunt în Moldova sau că sunt în Canada. Nu există pentru noi aceste hotare pe care cineva vrea să ne le pună. Și voi nu ne le puneți aceste hotare. Și voi deschideți ferestruicile. Și în felul acesta nouă să ne fie mai ușor, iar încrederea noastră în voi va fi una și mai mare. Pentru că da, bineînțeles că eu acum înțeleg că este neechipzuit să spui la o audiență mare, duceți-vă și spuneți-i părerea voastră despre acea postare, înțelegând că o bună parte din oameni probabil au luat acest mesaj drept ocazie bună de vorbit despre... Dar în același timp, cum a zis George Bacovia, hrean da cajăș că oamenii au fost împinși de noi, Nata. Tu nu știi cât de mulți oameni se uită la NTV Moldova și poate observat-o pe Elena Pahomova în emisie și a zis și... Așa ceva se poate, așa propagandă e posibilă la TV, iată să-i trimite eu ceva în privat. Și poate cumva, prin întâmplare, stelele au făcut așa, ca în aceeași clip să-i scrie mesaj. Eu nu cred că noi trebuie să mai dedicăm acestui subiect atât de mult timp. Eu cred că merită, Nata. Sunt lucruri de învățat. Eu personal atât de mult mă bucur că nouă ni s-a întâmplat această situație, pentru că numai în asemenea situații anumite chestii devin evidente, adică ele trebuie să devină un fel de reguli de viață. Noi nu provocăm, noi nu chemăm lumea la ură, noi nu stârnim spiritele pe subiecte care intenționat sunt folosite de politicieni ca să îi învrăjbească pe oameni. Nu, noi suntem împotriva violenței de orice fel, nu încurajăm și pe voi vă rugăm foarte mult să deveniți mesagerii acestei idei în comunitatea voastră. Nu vă lăsați prinși în această capcană. Dacă lor le place asta, să o facă fără noi. Ok, înțeles. Bun, da. Eu vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Nata Albot. Eu nu sunt Nata Albot, dar vă mulțumesc pentru atenție. Noi acum o să deschidem o jenică, o să scoatem o pizza din congelator. Nu, noi am scos pește la dezghețat. Eu am uitat. Noi acum o să bem o jenică, o să gătim un pește și niște sălățică. Nu. Și... nu? Fără vin, Nata, noi nu bem vin. Azi sport, eu mâine am o discuție. Dar Andrei, astăzi nu o să bei o jenică, noi o să gătim o peștică și ca așa încetișor o să treacă și săptămâna asta. De bine, de rău, nu chiar cea mai rea săptămână a fost. Da. Ne întâlnim săptămâna viitoare, voi să fiți în număr cât mai mare și cât mai multă iubire. Iubire, împăcare, acceptare, respect, toleranță. Asta e și noi vă transmitem. Mai, nu mă roade, nu pot eu. Tu zici să nu-i mai dedicăm nu, timp. Da, nu, nu, serios, categoric nu, te rog. Pur și simplu nu, nu vreau. Nu, eu știu că tu prin asta ai reușit să satisfaci niște minți înfocate. Da, dar cum e poate? Tu știi și trăiesc eu? Tu știi și trăiesc eu? Tu ești afectat, da? Ea mă blochează pe Facebook, noi grăim de dânsa, ea mă deblochează, eu încep să-i văd postările și comentariile și eu în direct am vrut să-i fac o farsă amuzantă, hi-hi-ha-ha. Și ea iar mă blochează acest on and off, hot and you're cold, you're hot and you're... Voi sunteți într-o încă, it's complicated, este încă o relație complicată. De ce? Nu știu, Andrei, probabil că ar trebui să răzbatem la această inimă și să înțelegem de ce. Dar eu cred că toate la timpul lor. Toate la timpul lor și toate au explicații. Eu vă reamintesc, Elena are 5 litere, 5 de la 5G. Trageți concluzie. Eu sunt sigur că mă cineva face notiță. Iată, da. Tare greu ne despărțim de voi, prieteni, dar vă mulțumim. Ne-am bucurat foarte mult să apăsați pe un buton de share, pe un buton de like sau măcar un comentariu mai jos ca să sporim vizibilitatea acestor live-uri săptămânale ale noastre. Pupcei, numai bine, ne revedem săptămâna viitoare. Da? Da.
La revedere, la revedere. Hai. Hai, Nata, că eu vreau să vorbesc cu leac despre germanii. Vreau să postez despre regimul meu. Tu și regimul, da. Andrei. Da. Regimul tău este... Am spus la început și că poate să ne sară. Ne-au scris mulți apropo de două subiecte în această săptămână care au răsărit pe Facebook-uri și multă lume a vorbit despre ele. Unul e despre un tânăr oprit de poliție care a dat-o cu mat perimatul la poliție. Noi am reușit să vedem un minut dintr-un singur video, care erau mai multe. Ne-am oprit și am zis, ok, unul e bădăran, altul e neprofesionist. Ne-am oprit și n-am mai vrut să vorbim. Poate e greșeala noastră că acest subiect pur și simplu nu a trecut prin filtrul nostru sentimental, dar pe bune, n-am vrut să greșesc. Am văzut că alții au reușit să facă și discuții. Al doilea caz pe care că noi n-am reușit să-l vorbim, dar probabil am fi putut să-l atingem. Dar ne bucurăm, am văzut cineva a trimis un link cu Dorin Galben, care a vorbit cu Adriano Dulgher. Un tânăr a declarat că 1,5 milioane de euro prinși la vamă recent în port bagajul unui camion sunt de fapt al lui. El a vrut să investească în Moldova. Și vreo 50.000 în torpedou. Și așa cum de obicei investești într-o țară, de departe îi transmiți prin camion. Am trebuit de văzut acel interviu, dar trebuie să-i mulțumim lui Dorin pentru efort că a făcut asta. Și pentru că noi tot am încercat să-l contactăm pe Adriano Dulgher. Până la urmă e un personaj curios, un om care a făcut un munte de bani și care o parte din acești bani îi trimite acasă mai când o cu marșrutca. Nimic curios și eu răspuns la Dorin. La drept vorbind, pentru mine este o disonanță cognitivă din aia tipică pentru regiunea noastră mioritică. Parcă stai și te uiți, un om pe care l-a dus capul să facă mulți bani și care are un fail atât de epic transmițând 1,600,000 de euro acasă cu tirul. Și care pe urmă apare în presă și se justifică că el de fapt a vrut să-i declare, dar era pandemie și el nu a reușit odată cu tirul să treacă vama. Vezi, noi nu cunoaștem toate detalii, dar ne rezervăm dreptul să nu credem în veridicitatea acestei informații. Eu am urmărit o bucată din interviul lui Dorin Galben. Acolo sunt povești interesante. Incredibil. El spune că el împreună cu banii o transmis și documente. Numai că documentele alea nu le-a luat nimeni în seamă. Și că el... Dar document, dar banul nu e document, e document. Document, da. Și că fiecare el acum... leu moldovnesc, asta e pașaportul lui Ștefan cel Mare. Și el, îndată cum a aflat că banii au fost arestați, a scris un mail. Da. A scris un mail omul și a spus că ăștia-s banii mei. Hello, I'm Prince from Nigeria. Your grandmother died. You win 1,000,000 euro. Și procuratora noastră de obicei răspunde la spam. Da, anyway, nu judecăm pentru că nu cunoaștem. De asta ne place să judecăm. V-am pupat, v-am cuprins. Mult sănătate, prieteni. Nimeni, nimeni, nimeni.